Prima lege a scenaristului este să nu scrie pentru bani, că se simte. Și a doua lege este să nu predea niciodată scenariul la timp. Dar știți de ce? Nu. Ca să nu pară ușor. Salutare internet, eu sunt Zob, iar voi urmăriți un nou episod din Boomerul și Milenialul, adică Petcu și Zob. Astăzi invitatul nostru este actor și regizor, doamnelor și domnilor, Octavian Strunilă. Mă bucur că m-ați invitat și mă bucur că am râs foarte mult înainte să intrăm în emisiune, știi? Nu putem spune oamenilor ce am vorbit, dar a fost foarte distractiv. Măi, dar am uitat să spunem și scenarist, pentru că băiatul ăsta și scrie. Corect. Nu îi scrie, regizează. Lasă-l așa, că nu mai e, acum știi. Acum el face foarte multe, n-am vrut să le știi, să le enumăr pe toate șase. Păi da, nu mai ia nimeni să joc de când spune lumea regizor, scenarist. Ce mai vrei acum? Da, da, exact. E și producătorul filmului, adică da, din banii lui, sau nu știu. Da, luăm într-o ordine la voi la emisiune sau vorbim așa? Bă, vorbim? Nu, nu, nu. Vorbim ca la orice podcast care se respectă, trecem dintr-un subiect în altul, atingem toate punctele și niciunul, deci profesionist. Da. Cum se aici vorbesc de, noi vorbim de generații, facem așa un mic preambul cu invitații noștri, mm-hmm, pentru că poate nu toată lumea știe ce e la un boomer sau un milenial sau generația X, alfa, ce mai fi. Și îi punem și pe invitații noștri în tema așa puțin. Da. Ne-am gândit să vorbim cu oameni de artă, oameni creativi în general, despre cum văd ei relația lor cu ceilalți, cei mai în vârstă și cu cei mai tineri, adică cum au fost influențați de cei mai în vârstă și cum influențează, dacă influențează, pe cei mai mici în mai vârstă mici, decât ei. Și dacă au avut vreodată probleme cu... Pentru că am pornit de la ideea, pe vremea mea există tot felul de chestii de astea la oameni mai în vârstă, așa ca mine. Îmi spun, pe vremea mea era altfel, eram un oameni. Sau la voi, la actori, este generația de aur, nu se mai nasc actori ca de altfel. Da, e, așa e, să știi. Este? Este chestia asta și e comică pe undeva. Dar păi normal că e comică. Dar nici n-ai cum să o știi, să o oprești sau să o condamni, pentru că oamenii au trăit, au nostalgia tinereții lor. Absolut. Ei nu vin să-ți spună că a fost mai mișto atunci. Și pentru mine a fost mai mișto când am zis că aici, în 2004, eu am jucat ultima dată și ultima dată când am fost aici, a fost în 2004. E nostalgic, pe vremea mea. O să zic și eu, poate, pe vremea mea, știi? Dar știi ce e mai comic? Cel mai interesant e că unii dintre ei povestesc niște lucruri ca și cum ar fi interesante, dar nu sunt deloc interesante. Adică tot aștept și băi, și ne ducem acolo și ne facem și ne așezăm și vine ăla. Păi și... Și unde și, păi și nimic. Păi și ce era așa frumos? Păi cum am fost acolo? Trebuia să fii acolo, practic, ca să-ți dai seama. Da. Eu cred că și părinții noștri, sau mă rog, o generație mai mare decât a noastră, la fel ziceau și ei, păi băi, nu mai sunt actor. Păi când îl vedeam noi pe Vraca sau pe cine vedeau ei, adică cred că fiecare, nu mai scăpăm de ele niciodată. Da, categoric, da. De la munte și la mare nu mai scăpăm niciodată. Da, știi ce? Eu înțeleg treaba asta, de mie mi se pare normal. Și înțeleg și treaba asta, că încep ăștia mai tineri să spună domnul, să trăiți domnul, știi? Și m-am enervat așa. Ce-ai zis de cineva să rumână, domnul? Nu, m-a luat un tânăr actor care mie mi se părea că e cam de vârsta mea, mi-a zis, domnul, poftiți. Zic, da, zic normal, nu pot să vă spun așa, că e totuși o diferență. Zic, de vârstă sau de ce? Nu mai spun. Cam asta e. Zine, te rog, eu sunt foarte curios, cum au fost vremurile pe vremea ta? Cum era pe vremea ta în Dorohoi? Adică, ce ți-amintești din... În tinerețe. În tinerețe, prin copilărie. În 10 ani, așa. Îmi amintesc un lucru foarte interesant, că pe vremea mea... Exact. Când eram eu mic, făceam exact ca în Cinema Paradiso, știi? Intram la cinematograf pe ușa din spate cu o cheie falsă, copiii, și ne băgam pe primul rând și ne uitam la Biciu Fermecat. În, cred că 88 a fost ăsta, ceva de genul ăsta. Da, nu știu, nici ești născut în, tu ești născut în 81. 81, da, aveam 7, exact copiii. Uh-huh. Generația da, da. Milenială. Ești generația milenial. Da, da, noi suntem cei care am terminat în 2000 liceu.
Da, clar. Și mi-aduc aminte că intram, mi-aduc aminte că era cinematograful plin, mi-aduc aminte că erau reacții mișto, adică oamenii râdeau la cinematograf, se bucurau împreună de un act, de un biciu fermecat, nu contează. După care a dispărut cinematograful. A venit Revoluția, 90, și din două cinematografe noi am avut, n-am avut cinematograf timp de 20 ceva de ani. S-au făcut 50 de magazine într-unul singur, într-un loc, și într-un loc s-au făcut discoteci, chestii, au mai căzut tavanul, s-au mai întâmplat chestii. Ei, am avut o rudă care și-a dus copilul la 12 ani la Suceava ca să vadă un film. Înțelegi? Suceava fiind la câți kilometri? La 45 de kilometri, okay, de Dorohoi. Okay. Deci asta e generația și asta am făcut acum când am vrut să mă duc cu filmul la Dorohoi să-l lansez. Am crezut că o să fie sala plină, dar nu, lumea nu mai merge la film și nu are cum să mai meargă la film, pentru că e foarte ușor să stai acasă, să ai un televizor mare și să te uiți la... La toate filmele, la toate pe filmele, știi? Toată lumea mă întreabă, dar când apare pe Netflix? Platforme. Da, pe platforme, când apare? Zic, când apare, dar mai veniți, dați niște bani și la bilet, că murim de foame. Mergem la Lipova, vorba aia. Da. Neapărat trebuie să mergem la Lipova. Mai mergem, ne întoarcem la Lipova. Și alte amintiri în afară de asta cu, deci, cu cinema. Cum era orașul? Care era? Asta e foarte proaspătă, una la mână. Doi la mână. Mie mi se părea că noi suntem buricul pământului, adică mie mi se părea că eu la Dorohoi sunt într-un loc unde sunt foarte important. Până a venit cineva de la București și a zis, dar la voi aici, ce faceți voi? Cum ce facem? Ieșim la discotecă, bem. Și altceva? Păi altceva ce? Adică altceva ce nu să faci? Nu mai este altceva. Ieșim, aveam 19 ani, 18 ani. Ieșim la discotecă, bem. Și nimic altceva, da, nimic altceva. Dacă venea cineva din București, deci cineva de la capitală, n-aveați un soi de atitudine asta așa, bă, ăsta a venit din... Mie mi se părea că noi suntem... Cei mai tari. Da, noi de la Dorohoi, cam același lucru. Mai veneau spectacole, dar nu prea mai aveau unde să vină în ultima vreme, știi? Păi da, pe lângă cinematografe exista o casă de cultură bănuiesc. Exista o sală a teatrului, sala teatrului se chema, dar a fost luată de liceu și făcută sala de sport. Ups. Da, pentru că era pe pământul liceului. Acum s-au reorganizat lucrurile și s-au refăcut înapoi, s-a refăcut sala aia de spectacole. Și când ți s-a pus ție așa pata pe partea asta artistică, așa, mai ții minte? Taică-miu cântă la acordeon, a fost toată viața lui, a făcut treaba asta, îl vedeam cum pleca cu acordeonul și se întorcea cu acordeonul de la cântare. L-am văzut de mic pe scenă, l-am văzut de mic la microfon și l-am văzut de mic admirat de alți oameni cum el pe scenă performează. Și am avut tot timpul treaba asta, dar îți dai seama că am fost un leneș și am terminat liceu, m-am înscris cu asta, cu diploma la prima facultate care m-a primit din București. Și am pățit următoarea chestie. Am venit la București, am făcut management financiar, contabil și administrativ, unde m-am mușcat un câine. Și după care, în timp ce asta cu câinile e foarte interesantă, că eu într-o zi aveam un curs de la ora 7:30. Și fiind de la 7:30, eu n-am ajuns niciodată la cursul ăla. Cine ajunge la 7:30? Să se trezească la 6:30 ca să meargă la cursul de la 7:30. Și după vreo prin noiembrie zic, băi, trebuie să mă duc neapărat și eu să ajung la cursul ăla. Și îmi iau 3 foi A4, îl pun în buzunar și un pix. Am zis, cât pot să scriu? Mai mult de 3 foi? Nu. Și după aia le arunc oricum că mă duc în oraș, știi? Și cum mergeam așa spre facultate, zic, un câine mic. Ham. Zic, dacă îi dau un picior, zbor 3 garduri. Și din tufe au ieșit o grămadă de câini. Și m-au mușcat. Și eu cu foile A4 mă apăram de o haită de câini. Cu 3 foi A4, așa, înțelegi? Deci cu un pix. Mă mușcă, pleacă câinii, vine o doamnă, zice, să te duci la doctor, că ăștia toți sunt turbați. Venea Crăciunul, venea aia, știi, de atunci era pe vremea aia când făcea injecții. În burtă. N-aveai voie să bei o lună de zile. Aoleu, m-au distrus cursul ăla la 7:30. Nici nu m-am mai dus niciodată. Și aici am prins drag de teatru, pentru că eu văzusem teatru la televizor, doar la televizor sub formă de teatru. Eu nu fusesem la teatru niciodată în viața mea până n-am venit în București. Jur, vorbesc serios, n-aveai unde. Trebuia să-ți faci așa un plan ca și cum ai pleca la mare.
știi, să-ți faci bagajele, să mergi la teatru, să te pregătești cu toată familia și cumva și să vă duceți undeva să vedeți un spectacol de teatru. Și am fost și am văzut Regina Mamă și m-am uitat, mi se părea, în primul rând mi se părea cât de frumos e un teatru, așa. Unde? La Teatrul Național? La Teatrul Național, la sala atelier, nu atelier, sala amfiteatru. Amfiteatru, da. Băi, și atât de prost am fost că am plecat la pauză, că eu am crezut că s-a terminat. Jur, jur, nu mint, la pauză lumea s-a ridicat, n-a aplaudat nimeni. Și aia, că nu se aplaudă la pauză. La pauză, nu? Da. Și a plecat lumea în foaier. Și toți, eu am crezut că pleacă acasă, am plecat acasă. După care stau așa și mă gândesc, băi, ce complicate sunt piesele astea, nu înțelegi nimic, adică... Ce, cum o fi așa, adică Regina Mamă, dar ce s-a întâmplat până la urmă? Că nu s-a întâmplat nimic, adică, da. Și mă duc la alt spectacol de teatru, după vreo 3-4 zile. Și văd acolo că la sfârșit se aplaudă, că nu, ăsta n-a fost cu pauză. Și zic, mă, dar data trecută, de ce n-au aplaudat ăia? Adică, care e faza, știi? Cum, acum aplaudă și atunci nu le-a plăcut sau de ce? Și am început încetul cu încetul, dostul din mine... Să se ducă pe la anticariate, să-și cumpere cărți, să se uite pe 7 seri, dacă mai ții minte, da, cum, da, și da, să vadă spectacol cu pauză, spectacol fără pauză. Și zic, aoleu, stai să vezi că eu am ratat pauză. Și m-am dus să văd partea a doua. Și am văzut partea a doua. Și după aia, în anul ăla, eu n-am mai fost la școală deloc. Am păcălit părinții, am păcălit pe toată lumea. Nu mai mergeam la școală la... Dar tu în ce an erai atunci când... În anul întâi, management financiar, contabil și administrativ. Dacă frumos! Terminam ceva, eram acum foarte bine. Așa. Și eu nu știu, nici nu știu ce am de ce. Am învățat la școala aia, țin minte că a început să ne povestească ceva despre bani. Că iei cu o mână, dai cu stânga, ceva, contabilitate, ceva. Ei, și în anul ăla am fost la teatru cu bani. Că nu eram încă student, cu bani, adică trebuia să plătești, de cel puțin 3 sau chiar 4 ori pe săptămână. Eram înnebunit. Am văzut toate spectacolele din București, imediat în anul ăla. Am văzut toate spectacolele bune din București de 3-4 ori, 5 ori, 17 ori. Știam replici, mă duceam cu anumiți colegi și le spuneam, aici au schimbat, aici au făcut altfel. În alul am învățat cam tot ce trebuia să învăț despre teatru, ce nu aveam cum să învăț de la Dorohoi. Eu văzusem doar piesele, spectacolele de la televizor cu Ștefan Bănică, cu O noapte furtunoasă, Caragiale, Scrisoarea pierdută. Așa. Da, da, da. Am început să văd că sunt genuri diferite. Stai puțin că la Maia Morgenstern nu înțelegi nimic, faci așa, că dansează pe scenă. Stai puțin că la Mălăile te duci și râzi, mamă, foarte tare. Stai puțin că la Iureș a luat premiu la Uniter. Dar de ce a luat premiu? Că n-a râs lumea, acum a râs la Mălăile, știi? Parcă a fost mai tăcută. Creatorul de teatru, zic, ia uite mă, creatorul de teatru, e, uite cum joacă ăsta, adică a făcut într-un beci un teatru, ia uite cine e bun, adică. Și am început să descoper și am început să citesc, cum am zis, la anticariat, să-mi iau cărți. Și am învățat în taină, adică doar iubita mea de la vremea respectivă știa că eu vreau să dau la teatru. Și m-am dus la București spunându-le părinților, ce cauți la București în septembrie sau cât era? Da, am restanță, august, da. Am restanță, zic. Aha. Jmecherie. M-am dus la București și în gara la Verești, la noi, când mergi la București, trebuia să schimbi odată la leuri, da? Acolo să bea prima dată 100 de vodcă și după aia 200 de vodcă o beai la Verești, la Verești. Să te iei mai mult. Păi atunci 5 minute chiar aveai timp de 150, știi? Știi? Ca să dormi bine pe tren până la București. Și cum m-am dus eu, eram singur de data asta, că de obicei mergeam gașcă, mă duc la Verești, intru acolo la domnul la bar categoria 3, scria, 100 ca normal și aud spunându-se la linia, nu, trenul București Nord, nu știu ce. Bă, și bă, dau repede, că eu am crezut că mai durează, știi? Mă urc repede în tren și plecat trenul din gară și eu căutam un loc, un văspărat. Oameni sonoroși se trezeau din somn și se uitau, ce loc caută ăsta? Ce loc? Zic, vagonul 7? Da, zic, vagonul 7. Mă pun aici, pun bagajul sus, mă pregăteam să merg la București, știi? Și ce, dar nu vă spărați, dumneavoastră unde mergeți? Întreabă cineva. La București. Păi ăsta vine de la București. Ăsta acum în 10 minute ajunge la Suceava și e cap de linie. Bă, jur, atunci am tras prima dată semnalul de alarmă în viața mea. Am tras un semnal de alarmă, nimic. Al doilea, nimic. Al treilea, nimic. Gara încă se vedea, jur. Am tras
nu știu dacă nu, toate semnalele de alarmă din toate compartimentele. Bă, nu s-a oprit trenul, jur. Eu aș fi putut să dau statul în judecată, să dau CFR-ul în judecată, pentru că am tras toate semnalele. Nimic, bă, nu funcționau alea, nu știu pentru ce erau. Erau cred că doar formă, la probabil. Capătul vagonului era important, sau știu eu. Nici cum. Ala. Nu s-a oprit. La un moment dat n-am mai tras, că deja eram în câmp, zic, unde mă întorc? Că ajung vine nașul. Eu n-avem bilet pentru trenul ăla, că eu așa zic, nașul, eu trebuie să ajung mâine la examen, că eu am examen la facultate. Măi băiatule, deci tu greșit complet. Vedeți, există un singur tren, da? Să vedem dacă avem noroc să-l prindem. N-ai timp să te duci să-ți cumperi bilet. Te duci direct, îi spui lui nașul de acolo. Că te-am trimis. Că te-am trimis eu, zici, da. Și îți arăt, eu stai aici lângă mine, vezi că el cam pleacă imediat, știi? Dar ăla e un tren de marfă și are un singur vagon pentru nu știu ce, o chestie de genul ăsta. Și m-am dus exact cum a zis, uite, du-te acolo, m-am dus în vagonul ăla, eram eu singur în tot trenul ăla și restul de marfă. Și am ajuns înaintea trenului meu la București, că ăla n-a mai oprit în toate gările, știi, să urce, să coboare călători, să urce, să coboare călători. Am ajuns înaintea trenului meu la București, dar oricum era să pierd examenul, ideea că am ajuns. Și am dat examen și am luat examenul și... Mai te-ai pregătit cu cineva atunci? Nu am pregătit singur, asta, singur. Nu, am fost destul de, cum să spun așa, mie nu mi s-a spus cum trebuie să se facă, știi? Uh-huh. Dar cred că și în ziua de azi mai sunt copii care intră fără să se pregătească cu cineva. Sunt convins. Sper. Nu se știe. Da, nu, cred că sunt, pentru că eu cred că ei urmăresc acolo, în primul rând, să vadă dacă omul din fața lor e un om care ar putea fi pregătit, care înțelege o indicație, care gândește cu mintea lui, știi? Pe care ei l-ar putea modela după... Să-l facă varză. Da, să nu mai fie după 3 ani de școală de actorie. Să... Da. Acum și în funcție de noroc. Și, na. Da. Ce profesori ai avut? Da, acum ce profesori ai prefera să ai? Acum, în momentul ăsta? Da. Nu știu. Aș prefera să am niște profesori cu care să pot... De exemplu, eu am avut marea bucurie așa să o cunosc pe Margareta Pogonat. Și treaba asta cu Margareta Pogonat a fost mai mult... făceam actorie de film cu ea. Deci exista un obiect, actorie de film la anul 3. Și întâlnirea asta a fost atât de interesantă pentru că acolo cred că am prins eu drag de film. Acolo mi-a explicat, băi, vezi că aici e prin plan, aici e mediu, aici e american, că pe vremea noastră se făcea așa, și așa, și așa. Și ne-a povestit de la filmări cu drag și cu patos așa. Și cred că ăla a fost momentul în care eu m-am îndrăgostit de treaba asta cu filmul. Că... de jucat în filme, n-am avut așa norocul, pentru că am avut norocul să fac televiziune mult mai multă și după ce am terminat facultatea am intrat direct în televiziune și am stat 8 ani acolo. Și ăsta a fost și norocul și nenorocul, acum nu știu, am învățat o grămadă de lucruri, dar n-am mai putut să mă duc la casting la Purcărete, n-am mai putut să mai stau să fac teatru din ăla... În sensul ăsta nenoroc, că nu ai apucat să, nenoroc, să da. Faci pe partea da, de teatru. Da, țin minte chiar acum, am fost la un casting la Purcărete, nu știu ce făcea la vremea respectivă, și mi-a zis, 4 luni de zile n-ai voie să faci nimic. Cum? Păi eu trebuie să mă duc, să mănânc, să... Și am refuzat, nici n-am mers mai departe cu ideea, cu gândul. De ce? Numai pentru că faptul că fusesi prezent atât de mult timp în televiziune sau ce? Nu aveam timp. Cum să faci lipsitești 4 luni de zile, adică pentru repetiții? Că asta a zis Purcărete. Copiii, 4 luni de zile, vă luați vacanță, veniți la repetiții la mine. Nu mai faceți nimic altceva în sensul ăsta. Da, și am zis, băi, eu nu pot să fac așa ceva. Da, am fost și tânăr, am fost și prost la vremea respectivă. A fost așa o combinație bună, prost cu tânăr, știi? Adică exact ce trebuie, știi? Păi, cred că la majoritatea se întâmplă deci prost, melanjul ăsta. Prost, tânăr și cu bani. Asta e pentru la vremea respectivă, pentru cărciumar și pentru lăutare, era exact ce trebuie, știi? Prost, tânăr și cu bani. Că noi câștigam la vremea respectivă din televiziune, nu cum câștig acum ăștia pe... Instagram sau, nu? Influencers, vorbești influencer. Da. Nu ești influencer pe Instagram, pe asta? Nu, ești... nici nu prea urmăresc așa, nici nu prea îmi pierd
într-adevăr mult timp pe telefon, dar cu alte lucruri, adică încerc să caut alte lucruri. Dar de ce zici că erai tânăr și prost? Că erai tânăr și prost? Pentru Hai să spun de ce. Pentru că, uite, am terminat facultatea și am nimerit în televiziune. Unde, în iartă-mă, tu ai intrat direct când au început telenovelele să ia amploare, toate, nu? Eu le-am făcut. 1050 de episoade am filmat în viața mea. Vorbesc serios. 1050 de episoade, da. Și eu am făcut 7 ani. Noi făceam câte 200 pe an. Înțelegi? Mamă. 200 pe an. Noi nu avem cu timp să facem teatru, să facem... Începeam filmările în august și le terminam în iunie, iulie, la anul următor. Și aveai pauză, cu 3 săptămâni, o lună și iar începeai filmările. Și eu am fost personajul atât de nefrumos, ca să zic așa, n-am fost niciodată Don Juan frumos, așa, ca să fie luat un singur an, că ea era... Junele prim. Junior în un an să bucura rolul principal și la anul nu mai lua. Eu am fost pe acolo tot timpul, ăla comic, care cu glugă în cap, cu cuțitul în mână, care iese dintr-o tufă. Eu știam, nu trebuie să... Mie îmi dădea scenariul ăla, care iese dintr-o tufă cu un cuțit în mână. Ăsta sunt eu, nu? Da, bun, bine. Știi de ce am fost prost? Pentru că imediat, în 2 luni de zile, am devenit vedete, înțelegi? Vedete la nivelul ăla la care... Te recunoștea nu, vreau să spun, stradă, la nivelul nu? La care serialul nostru băteau știrile ProTV. Înțelegi? Adică lumea te știa pe stradă și noi credeam că gata, toată viața... Te-a pus Dumnezeu mâna în cap. Toată viața o să fie așa, când am coborât prea dată din bloc să mă duc să-mi iau o sticlă de nu știu ce și mi-a cerut autograf cineva, îți dai să mi-a luat 10 sticle de nu știu ce. Și după asta... câștigam bani binișor pentru, adică la ce trebuia unui student care stătea în București, încă eram în anul 4 de fapt, ce trebuia unui student care stătea în București și avea casa lui. Așa, ca să fiu și eu bogat. Da. Pe vremea aveam casa mea și veneau bani de la televiziune, știi? Și aveam 23 de ani. E, ce puteai să faci? Toată ziua eram... Pe petreceri, pe chefuri, ce erau? Asta avem un organism din ăsta în care reușea să se refacă în 3 ore trebuia să te refaci, că aveai filmare iar, 3 ore refaci. Când îți trecea rău, că beam până dimineață, vei câte aici, beam până dimineață la 5 cu un prieten, pe la 4 așa, ne duceam la culcare. La 8 plecam la filmare, era rău, nu mai facem în viața noastră, nu mai bem, nu mai facem. Pe la 2, 3, 4 așa ne trecea rău. Pe la 5 terminam filmările, ziceam. Ar merge o bere. Nu mergem, mă, undeva să mâncăm. Și începeam să sunăm, dădeam telefoane și veneam și s-a adunat. Tot timpul era o masă mare, pentru că tot timpul noi îi plăteam, ăștia care lucram în televiziune. Dar ai reușit cu toate filmările astea și cu toate aventurile astea să termin facultatea totuși? Păi nu, stai. Pentru că s-a întâmplat în anul 4, nu? Pentru mine a fost foarte importantă facultatea și mai mult decât atât, eu am făcut și 2 master-uri după aia. Adică în capul meu școala tot timpul a fost importantă. 1, 2 la mână. Chestia asta cu seriozitatea ala dinică, știi, că se spunea că dinică, domnule, el rupea băutura. Chiar, uite, mergea la Șarpele Roșu, da, stătea 3 zile, dar când avea treabă... Când avea treabă, avea treabă. Da. Asta era băgat în capul nostru, tot din aia vechi, de pe aia vechi, da. Pe vremea mea. Așa și eu, în capul meu, am zis, bă, niciodată la filmare nu te duci mirosind de alcool și nu te duci așa. Mahmur poți, dar să-ți faci treaba, adică să fii bine. Mahmur, dar da, trează, adică. Și aveam treaba asta și cu școala. Voiam neapărat să fac școală, cât mai multe. Păi da, dacă filmai, asta era cumva concret întrebarea mea. Nu, stai dacă puțin, filmai... că primul an... era mai lejer. Nu, a fost mai lejer, în sensul că n-am prins un rol principal. Am prins așa. Când am ajuns la gala tânărului actor, la Mangalia... La Hop. Era în comisie, terminasem, da? Și era în comisie domnul Ștefan Iordache, pe lângă Teo Herghelegiu și cu Cristina Modreanu. Și țin minte că stătea așa pe un scaun și a venit un copil la el și l-a întrebat, l-a bătut. Nu vă supărați, aici este Terente? Și a întrebat Ștefan Iordache pe cineva, cine e Terente? Și zice, e un băiat care e aici la concurs, dar joacă în serial și îl cunoaște lumea. Și mi-a fost așa de rușine, am zis, bă, adică mă, a venit și l-a întrebat pe Ștefan Iordache dacă sunt eu acolo.
Și am câștigat gala. De asta ai câștigat. Da, de asta am câștigat. Nu de asta, știi de ce? Că am pus muzică lăutărească. M-am gândit, Ștefan Iordache, gata. Momentul meu începe cu rang. Și ce monolog ai zis? Fii atent, mi-am făcut un monolog dintr-un text adunat, așa, dar ce a fost mai interesant a fost altceva. Când ne-a dat la toată lumea un text. Deci, un text de vreo 12 pagini. Știu că ceva e italienesc. Și știu că, la momentul respectiv, ne-a zis să învățăm toți câte o bucată din textul ăla și să spune pe scenă. A fost o greșeală, pentru că, la un moment dat, după 4 zile, toată lumea iar auzea același text, același monolog, știi? Adică unul era la liber, ți l-ai ales tu, și unul obligatoriu, ca să vadă cum îl interpretezi tu diferit. Eu am văzut în prima zi și m-am prins. Am văzut 5 oameni care au zis textul. Lumea era, știi? Și zic, eu nici nu-l învăț pe ăsta. Dar cum faci? Adică, suntem în cameră cu Călinescu, cu Gabriel Călinescu. Ăla a învățat textul de nebun, interpreta, nu știu ce. Bă, dar tu nu înveți? Nu-l învăț de-al dreapta. Cum nu-l înveți, mă? Nu-l învăț, mă. Lasă că nu-l înveți. Mă duc a doua zi, iar același text, nu știu ce. A patra zi, același text. Și mă intru eu și Călinescu, care a văzut că n-a repetat nimic, cu ce facem asta? M-am dus pe scenă, pe muzică lăutărească, cu o sticlă în mână și cu un telefon. Era vorba de unul care reclama faptul că telefoanele se încurcau, se vorbeau între ei, știi? Și zic, alo, doamnă, vreau să fac o reclamație. Așa a început toate monologile astea. O reclamație. Ce reclamație? Stai tu zic că mi-am notat aici. Am scos textul. Am scos textul și am citit prima frază. Uitați, în ziua cu Dare, eu am încercat să sun. Ha? Ați mai auzit chestia asta? Da, am mai auzit. Și aici s-a rupt publicul când auzit. Ați mai auzit asta? Da. Păi stai, stai, doar mai încolo, că eu mai am. Și-a mai dat vreo 4 pagini. Și-a mai citit 4 replici la animereală. Și aia au murit de râs. Și zice, și asta ați auzit-o, da? A, pe dau la sfârșit, atunci să vă spun sfârșitul. Și am dat la sfârșitul textul și am citit ultimele 4 fraze. S-a rupt sala. Și îți dai seama că toată lumea nu mai voia să audă. Eram, cred că, 15. A 15-a oară, același monolog. Și când n-au văzut că eu am terminat monologul ăla imediat, țac, pac, mai mult, că trebuia să stai și fie câteva minute pe scenă, nu știu câte. Dar am stat pe muzică lăutărească, mi-am căutat telefonul, l-am găsit. Ți-ai făcut momente. Da, mi-a făcut momente. Și le-a plăcut. În primul rând a plăcut publicului. Și cred că a plăcut și jurul, dacă mi-au dat premiul. A fost o improvizație totală pe o chestie care devenise banală și supărătoare deja. Da, dar obosea pe toată lumea, nu poți să asculți. Adică eu cred că nici dacă pui 15 actori mari să spună același lucru, cred că nebunești, nu poți să asculți. Pe primii 2-3 i-a ascult, pe restul nu prea. Și când s-au terminat în sfârșit telenovelele, a intrat un pic în panică. Ce? Am căzut în cap. Uliu, am avut un sentiment de, cum să spun așa, bă... Ce fac eu mâine dimineață? Nu, cu 2 ani înainte zic. Bă, treaba asta nu poate să dureze așa mult. La infinit. Nu că vedeam, erau exemple, vedeam prieteni de-ai mei care erau cu mine la masă și petreceam și acum nu mai aveau bani și stăteau singur pe acasă. Zic, bă, stai puțin că asta se termine. Bă. Asta se ia. Asta se ia, asta într-o zi se oprește. Eu am avut norocul și am stat chiar până a plecat sârbul, adică am stat mult, dar când am căzut direct în cap, da, în toate sensurile. În primul rând, colegii care mi-au dat premiul de cel mai bun actor la Gala Hop nu mai considerau actor. Stai, mă, tu nu ești cu noi la teatru, tu ai făcut telenovele. Aoleo, chiar așa de așa era pe așa, vremea, așa da. O dar știi că am mai vorbit n-am mai discutat am mai vorbit și cu Alexandru Papadopoul și tot timpul am mai vorbit cu încă cineva, nu mai știu cu cine, și eu le spuneam chestia asta că în momentul în care eu eram cumva noi fiind aproximativ cam aceea generație, tu un pic mai mare, era chestia asta, adică oamenii care făceau telenovele erau cumva desconsiderați de oamenii care nu făceau telenovele pentru că ei făceau teatru, făceau artă, făceau nu știu ce. Dar nu neapărat de asta. Telenovela era așa, cum a spus chiar doar o vorbă să-ți mai spun. George Pruteanu. Așa. A zis că telenovela e ca o găleată cu apă unde arunci un sâmbure de lămâie și zici că e limonadă.
Dar... Adânc, a zis adânc, frutea. Păi, hai să o luăm acum. Cât muncești la un film și cum se face un film, da? Și cum se face o telenovelă. Deci, diferența este de tehnică și de filmare și de cât acuratețe dai cadrului și încadraturii și cât de frumos și așa și așa mai departe. Dar noi actorii ne facem aceeași meserie, adică noi chiar făceam mult mai mult decât... Tu trebuie să înveți textul pentru mult că, mai repede. Pentru că trebuia să înveți textul, nu trebuia să fiu adevărat, trebuia să fiu real în fața unor chestii care... Nu, hai că avem treabă, hai trebuie să filmăm, știi? Adică, la într-adevăr, la montaj, la nivel de produs final, pentru că ăla s-a montat bucăți și se dădea pe post, nu mai stătea nimic să facă mai frumos acolo, mai să mai lucreze la el. Cum am lucrat eu la film în postproducție sau cum stau alții în postproducție acum 2 ani la un film. Știi? Din punctul ăsta de vedere, așa era, o limonadă cu un bob de așa. Dar actorii, eu acum mi-am făcut a doua școală, acolo am învățat, am filmat cu Gheorghe Visu în primul rând, cu Carmen Tănase, cu niște oameni care erau exact, care știau meseria asta cum se face și de la care am învățat că nu trebuie să dai nici așa, nici așa, nici mai mult, nici mai puțin, să ai control și să-ți respecti meseria în primul rând. Acolo am învățat lucrurile astea, dar a existat și nu numai din partea colegilor, cât și din partea oamenilor de pe stradă. Erau oameni care te desconsiderau pentru că tu faci telenovele. O categorie, cred. O anumită categorie. Mai elitiști, dar, așa, nu? Da, 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 genul de oameni care... Da, da, actor, da, dar la teatru... Dar știi cum era? Atunci eram mainstream. Adică noi, majoritatea de pe stradă, era nebunie. Adică era nebunie, chiar era nebunie. Chiar trebuia să te... pui cu gluga în cap, de multe ori să te mai duci așa, pentru că nu puteai să... În primul rând, a fost prima dată din viața aia când eu n-am mai putut să merg cu tramvai. N-am mai putut. Nu pentru că așa, ci pentru că oamenii nu erau în tramvai, ok, mi-a luat mașină imediat pentru că nu mai puteam. Pentru că, țin minte, am oprins așa la ușă și au început o gașcă de șmeche. Ăsta nu e ăla din telenovelă? Ba da, mă, e ăla... Dă-l, mă, morții lui, gă, nu știu ce era. A, de ce-l, bă, înjur, mă, că e băiat bun. Dă-l, mă, figurantul, recu, nu știu ce. Păi nu se mai termina, nu mai ajungeam în stație să pot să cobor din tramvai. Să se deschidă ușile odată, înțelegi? Adică a fost chestia asta și atunci mi-am dat seama, te duci cu publicul, te duci până la un moment dat. Adică te deschizi, să ai de vorbă cu toți oamenii, că nu suntem ipocriți. Ne place treaba asta. Dar nu poți să depășești o anumită... Până la un punct. Până la un punct, că ei după aia te iau acasă și te bat. Dacă nu ești atent, o iei pe... Nu ești atent, da, după ce te iau să-mi bată, zici, băi, dar tu ce cauți la mine în casă, mă? Da, mă. Da. De obicei, după ce termin facultatea, îți găsești, mă rog, de la caz la caz, dar în principiu îți găsești un pic mai greu drumul. Da. La tine a fost, cred că, un pic invers. Tu te-ai dus direct din facultate și cred că reală, după, da, ce s-a, după ce s-a terminat toată perioada asta, care a durat vreo 7-8 ani de zile, cred că a trebuit să... Am terminat facultate. Da. Ca și cum ai terminat și ai început să-ți găsești un alt drum, da, nu? Da. După ce am terminat facultatea, adică a doua facultate asta, cu telenovela, m-am trezit în plin neant. Asta e un citat dintr-un spectacol. Și am zis, băi, ce fac eu acum? Și am zis, ăia nu mă iau să joc, ăia nu mă iau să fac aia, și am zis, ia că fac eu. Și eu, între timp, oricât de multe bețivănele aș fi avut și multe escapade, am făcut un master la scenaristică, la un ATC și unul la regie. Pe ăsta, al doilea, la scenaristică, nu l-am mai terminat, că trebuia să scriu un scenariu de un lungmetraj. Și a zis, dacă îl scriu, eu nu vreau să-mi puneți notă pe el, eu vreau să-l fac. Deci, nu vreau să mai... Da, o scriu un scenariu, o scriu 6 luni și îmi puneți 10, nu? Îmi mulțumesc frumos, nu-mi trebuie. Am hârtie de master. Și am fost așa cu scrisul, am mai cochetat, am mai depus la CNC un proiect în 2008, încă eram la telenovelă și eu eram pasionat și de scris și am câștigat la CNC cu scurtmetrajul respectiv. Nu s-a mai făcut pentru că erau tot felul de chestii acolo la MediaPro, se învârteau banii de eu care am câștigat, n-am mai făcut scurtmetrajul, că
Nimeni n-a mai făcut scurtmetraje, s-au făcut numai lungmetrajul. Nu știu de ce nici acum. Ei, ideea este următoarea. Fiind cumva în zeama asta cu scrisul și cu câțiva colegi care erau și ei rătăciți, am început să-mi scriu singur spectacole și am început să plec prin țară cu ele. Teatru independent. Ai intrat direct în teatru independent. Da, independent total. Și a fost foarte greu, pentru că chiar dacă te știa lumea de la televizor, nu venea la teatru. Nu, pentru că era incompatibil, adică nu e ca acum. Acum, uite, de exemplu, Leonid Doni, l-am într-un spectacol, vine lumea să-l vadă. Să-l vadă pe personajul lui din La Sierbinți, cum ar veni. Nu neapărat, dar vine să-l vadă pe Leonid Doni, adică îl știe de la televizor și vine să-l vadă. La vremea respectivă, oamenii care se uitau la televizor, la telenovele, nu veneau la teatru. Iar oamenii care veneau la teatru, nu se uitau la telenovele. Eu eram cum ar fi un necunoscut. Dacă ați văzut Stan și Bran filmul acum care a fost ultimul, știți la sfârșit cum erau ei când se uitau prin sală și erau 12-13 oameni, cât de trist era momentul? Da. Ei, la mine așa a fost la început. Mă uitam în sală și erau 14 oameni și noi venisem tocmai de la București și eram la Hunedoara. Da, complicat. La Hunedoara, da. Și zic, cu ce ne întoarcem acasă? Dar încetul cu încetul am prins o rețetă, am înțeles cam cum funcționează publicul și într-un an de zile am avut un sfert de sală, după aia jumătate de sală, după aia o sală plină și vreau să zic acum, în momentul ăsta, am orașe în care merg și joc de două ori la rând spectacolele, cum ar fi Galați. Eu la Galați când pun un spectacol, se vinde într-o zi și o noapte tot, full. E vorba înainte de pandemie, dar chiar și în pandemie acum am prins unul sau două spectacole. Și imediat mai punem încă unul de la 9, adică jucăm de la 7 la 8 jumate, pac, ne spălăm, ne curățăm, o luăm de la capăt și mai jucăm încă unul. Și asta pentru că constant am dat publicului balanța asta între calitate și comedie, adică nu ne-am tras de chiloți ca să râdă lumea, dar nici nu am mers cu drame din alea, nu înțelegi nimic. Asta am făcut, asta am simțit eu că se poate face. Și deja sunt 5 spectacole scrise de mine, pe care le joc, în care... Deci cumva ți-ai păstrat drumul, nu? Adică nu te-ai mai dus să faci și alte spectacole, adică să iei spectacole scrise de alții, cumva ales uite aici, varianta asta. Aici știi de ce? Pentru că nu am luat niciodată spectacole scrise, pentru că eu nu mă consider un regizor. N-am terminat o facultate de regie, teatru vorbesc, da? La regie înveți să iei un text, să-l reinterpretezi, să-l pui în scenă, să pui altfel Caragiale în scenă, nu mă consider asta. Și atunci am preferat să pun în scenă, de fapt, lucrurile pe care le am eu în cap, un tip de poveste pe care eu nu l-am regăsit la altcineva, l-am avut doar în capul meu, poate niște filme, conexiuni, știi? Și un tip de spectacol atipic pe care mi l-am creat eu și e un gen deja. Dar eu nu montez spectacole ca cum face un regizor da Bija sau nu știu care. Acolo e mult mai mult. Acolo e artă deja la nivel de creație deci regizorală. Deci cumva de asta alegi să pui textele eu tale. Eu pun textele mele în scenă, ca să zic așa. Uh-huh. Adică nu merg pe hai să descoperim ce spune textul din spate. Cum să descoperim? Eu l-am scris, ce să mai descoperim? Descoperim ce am vrut să zic autorul cu replica asta, că mă mai întreb actorii. Nu, eu cred că aici e vorba despre ceva. Bă, tu ești tâmpit, cum să fie vorba despre altceva? Eu am scris, păi așa cum îți zic eu. Din cauza asta și repetițiile durează foarte puțin la mine. Adică noi un spectacol în 2-3 săptămâni îl scoatem, știi? Îl scoatem și e mai greu acum cu pandemia, dar o vom vedea. Ți s-a întâmplat vreodată să uiți textul pe care l-ai scris tu? Să ai vreun blank? Normal. Îl uiți pentru că e una să scrii textul, alta e să-l înveți, da. Nu. Adică eu după ce îl scriu și mergem la sală și repetăm, eu cred că sunt ultimul care îl învață. Pentru că sunt atent la ceilalți. Sunt atent la cum să facem și sunt cel mai prost la învățat text. Adică mă ceartă după aia colegii că de ce n-am învățat textul. Care a fost cel mai nasol blank pe care l-ai avut vreodată, ți-amintești? Nu știu, dar știi care e
treaba, eu am un mod foarte relaxat de a privi treaba asta cu teatru, adică nici nu facem spectacole în versuri, adică azi iarna vrajbei noastre și dacă nu iese rima, ai uitat textul, gata, nu poți să improvizezi. Nu, la mine se poate... Deci tot timpul poți să improvizezi și ești ușor din situație. Da, faci că m-a zis Demre Dulescu, te miri dacă ai uitat textul. Te miri. Miră-te, dragă, miră-te. Uită-te la celălalt, da. Dar s-a întâmplat să sărim o bucată de text și să ne dăm seama că terminăm piesa prea repede dacă nu ne întoarcem de unde am început. Și să zicem, stui, înapoi că în 10 minute pleacă oamenii ăștia acasă. Ai văzut că ai sărit la final. Da. Eu țin minte că în perioada aia de care vorbești tu, 2000 și ceva, da, în momentul în care teatru independent cumva era încă la început așa, da, adică da, erau puține spații și era foarte complicat pentru că trebuia să te car cu decorul. Bineînțeles că decorul nu era un decor mare, dar trebuia să-ți iei o geantă, trebuia să-ți iei o mătură, o pușcă, ceva. Da, da. Trebuia să, și mergeai cu mașina în tot felul de locuri, prin tot felul de spații din astea mai mult sau mai puțin performante și trebuia să joci cam pe oriunde. Adică, da. Greu era că trebuia să joci în baruri și în baruri nu se auzea, era complicat pentru că oamenii ospătarii treceau, plecau, intrau, dădeau drumul. Când dădea drumul la mașina aia de făcut cafea, deci nebuneam. Ăla era coșmarul meu. Da, replica. Și când eram cea mai sensibilă replica, începea aia. Ei, asta a fost treaba cu teatrul independent până ne-am prins noi cum funcționează. După ce ne-am prins, că eu mi-am făcut acum un teatru Mephisto, se cheamă, toată lumea a avut și o problemă că se cheamă Mephisto. Mie mi se pare că Mephisto e un personaj fascinant, oricine cred că și-a dorit să joace Mephisto, și băieți și fete. Și merg prin țară într-un mod organizat, dar deja sunt mai multe spații de joc, cum am spus, sunt renovate foarte multe case de cultură, sunt teatre în care poți să joci în zilele în care trupa nu joacă, cum ar fi la Galați, noi jucăm lunea, pentru că trupa lunea. Majoritatea teatrelor naționale au lunea liberă. Da, da. Și atunci luni poți să joci și lumea vine dacă te place lunea la teatru, dacă nu te place trebuie să te duci sâmbăta și sâmbăta mergem în orașele mai mici, pentru că și în orașele mai mici sunt oameni care au nevoie de teatru, așa cum am avut eu nevoie acum 25-30 de ani, da? Și avem o rețetă pe care am adaptat-o și știm cum funcționează. Și am început să nu mai jucăm în baruri, cu toate că teatrul de bar era mai frumos. În ce sens e mai frumos? Ești mai aproape de public? Era mai frumos, știi de ce? Pentru că se întâmplau multe lucruri. De exemplu, Paul Ipate trebuia să bea dintr-un pahar și rămână fără apă și punea paharul pe masă. Și eu spuneam, hai să mai facem o dublă, că era teatru în teatru, știi? Și cineva a observat din public că nu mai are apă și s-a ridicat și i-a turnat în pahar, știi? În timpul scenei. Și el l-a luat, l-a vărsat și l-a pus la pe față. Și omul ăla s-a uitat, dar nu ai apă în pahar. Se întâmplau, cred că de asta era mai fain, că se întâmplau accidente care te ajutau pe tine ca actor. Sau nu. Sau nu te ajutau. Era de bas, înțelegi? Era ceva de genul, dă-mi un foc, n-am foc, dă-mi un foc, n-am foc. Și venea unul din sală, ți-a dădea foc, lua actrița, știi? Ea trebuia să n-aibă foc, că despre asta era spectacolul. N-are foc, nu găsește un foc să-și aprindă țigara. Și vine unul din sală, dă-te un foc, dar și n-a zis de la început, am crezut că n-avem voie, dar eu mă dau că am. Da, a fost frumos că se întâmplau tot felul de lucruri și doi la mână, oamenii în baruri sunt mult mai relaxați. Oamenii în baruri stau, beau o bere, se relaxează, așa, și dacă textul permite, că nu poți să te duci în bar cu orice text. Acum cu ultimul, de exemplu, nu m-aș duce într-un ultimul scris, ăsta bărbații la 40, femeile la 43, nu m-aș duce într-un bar, că nu e vorba de pauză, e vorba de o energie, la un moment dat trebuie să lase să audă muzica. E clar un text pe care să-l joci într-o casă de cultură sau într-un teatru. O sală de teatru, o sală, da, mare. Ei, ăla cu coada de mătură, că era exact un spectacol cu coada de mătură. Mă întrebau, ce aveți nevoie? O coada de mătură. Cum, domnule? Păi despre ce e vorba spectacol? Despre un regizor care vrea să facă un spectacol și nu are nimic, numai o coada de mătură are. Era teatru în teatru. E un regizor care se chinuie să facă un spectacol și zice, mă, n-avem nimic, dar ce avem? Atât ne-a dat bani, de o coada de mătură. Și
ăla era un spectacol care se preta. Adică fiind teatru în teatru și făcându-se dubla 1, dubla 2, dubla 3, oamenii erau atenți să vadă cum e la film, cum te face încă o dată ce a făcut, știi? E ca la filmare, ia uite ce mișto. Și s-au creat momente așa foarte, foarte, foarte bune în spectacol de-a lungul timpului. Și la un moment dat căpătasem, am jucat de peste 500 de ori spectacolul ăsta, căpătasem așa o relaxare, încât știam exact care, unde se râde, la ce moment, când eram, nu aveam nicio treabă, știam că intră în scenă actrița principală, nu mai știu cine, Carmen Tănase a jucat, că a jucat multe pe același rol, zic. Delea Nartea, și când spune replica cu tare, se râde prima dată și se râdea la minutul 1:30 și auzeam, dacă se râde acolo, gata, e bine. Și ușor, ușor ai ajuns la o rețetă după toate spectacolele astea, da, în care să și scrii, da, gândindu-te, a, uite, aici o să se râdă, aici nu se râdă, aici trebuie, nu, așa, aici trebuie asta așa. Nu, cred că poți asta să știi chiar de la început. Nu cred că poți să știi de la scris, cred că de la repetiții poți de să la știi, repetiții. Da. Da, de la repetiții. Da, de la scris poți să bănuiești. Dai de înțeles, să bănuiești, da. Dar nu... Știi că a fost, ci că există un caz, mi-a povestit Gabi Răuță, cu unul care avea un contract, că să se râdă la fiecare minut de nu știu câte ori, știi? Un regizor în America. Și a făcut ăla un spectacol de teatru și să îi luau pe oameni cu targa, că mureau de râs, ci că... Eu n-am auzit așa ceva. Eu n-am așa auzit. Așa mi-a zis Gabi Răuță, că băi, că râdeau așa de mult oamenii de des, că nu mai puteau să își tragă aer. Să... Erau aplaudași de la, da, cine știe de pe unde. Da, 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 da. Și luau cu targa, da. Și voi, dacă spui că e destul de liber textul, oricum tu ți-l scrii, da, 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 îți construiești fiecare, da, da, scenă, știi unde e panciu, da, și așa, da, da, mai departe. Da. În timpul repetițiilor bănuiesc că este liber să, da, să îmbunătățească, da, 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 dacă, da, da, simți că, normal, ies o glumă mai bună sau o chestie pe care n-ai, nu, văzut totul la început. La repetiție, în general, se schimbă mult, se taie din tot ce am scris. De exemplu, ultimul text a fost scris special, în minte, avându-l pe Leonid Doni și pe Andreea Mateiu. Și știam exact cum sunt ei, știam exact așa. Pe Mateiu nu cunoșteam foarte bine, nu jucasem cu ea mult, adică jucasem într-un spectacol, dar când am început să repetăm, am mai tăiat, am schimbat, am adaptat, au venit ei cu glume. Da, se lucrează frumos, adică e păcat că n-avem unde juca, dar în rest... Păi asta, noi am jucat, dar n-avem noi unde. Noi am jucat, dar nu ne cheamă. Tu ai rămas atunci, când ziceai că la Media Pro nu s-a concretizat, da, până la urmă, deși ai câștigat și ar fi trebuit, da, să faci, da, un scurtmetraj, ai rămas cumva cu un regret și... adică cumva a rămas gândul ăsta tot timpul, nu e băi, așa, vreau să fac film, toate, nu? Toate lucrurile sau? Par mari abia mult mai târziu, știi? Atunci pe moment nu par așa mari. Eu, faptul că eu câștigasem la cine ce, era așa o chestie, m-am bucurat, după care nu s-a mai făcut, au trecut 2 ani, trebuia să fac în 2 ani ceva de genul ăsta și nu s-a mai făcut, da, nu s-a mai făcut, aia e, facem altceva, adică după aia, târziu mi-am dat seama, băi, eu totuși am câștigat la cine, adică eu trebuia să fac. Ei, acum am făcut filmul ăsta pe care l-am făcut. Cum ai ajuns? Asta voiam, de fapt, aici voiam să te duc. Cum ai ajuns la Perfetto Conosciuti? Eu l-am văzut, recunosc, n-am văzut din păcate, n-am apucat să văd, da, filmul pe care l-ai făcut, da, tu. L-am văzut, în schimb, pe ăsta, nu știu dacă e original, dar cred că ăsta e originalul, nu? După care s-a... Italianul, da, după care a fost preluat în franceză și tot s-a dus. 25 de țări, da. Cum a ajuns la tine proiectul ăsta? Nu, hai să luăm altfel. În toată treaba asta, cât eu am făcut teatru, încercând să trăiesc prin țară, am mai cochetat cu televiziunea, în sensul în care am scris sezonul 2 de la Tanti Florica, pentru că făcusem primul sezon și al doilea era cu Moș Crăciun și la noi era primăvara, adică nu mai mergea, și i-am trimis lui Florica Lănescu un scenariu, l-a citit și a zis bravo, mă, bine, bag, scrie 12 episoade. Am scris ăla, am scris un serial întreg, cap-coadă, Fetele lui Domn Profesor la Canal D. Am mai scris texte pe aici,
colo, nici nu mi-amintesc acum, pentru televiziune, pentru tot felul. Am mai încercat. Am scris un serial pentru TVR și așa mai departe. Deci tot timpul am cochetat. Mai mult decât atât, tot timpul am încercat să fac seriale în sensul că am făcut pilot. Am încercat să vând pilotul, n-am vândut pilotul și tot așa, știi cum e. E greu să vinzi pilotul. Da, e greu să vinzi pilotul. Deci în toți anii ăștia am făcut. Iar ultimul care a fost cel mai profi a fost când am făcut tot așa un pilot, dar s-a nimerit conjunctural cumva. Am ajuns să lucrez cu Zoran Simulov, care e directorul de imagine, și care este extraordinar și are o echipă extraordinară, super profi, și am făcut un pilot de am rămas eu trăsnit ce mișto lucrează oamenii ăștia, cât de high-tech sunt la lumine, adică sunt pe ultima, adică sunt, lucrează cu ultimile sisteme și așa mai departe. Și după pilotul respectiv am prins curaj și am zis cu echipa asta trebuie să fac film. Pilotul l-am făcut în 2018. Iar la Perfetisul nu știu, am ajuns în felul următor. M-am dus cu un text de-al meu să îl facem și când l-am pus la masă și l-am citit, toată lumea a zis, cum să facem așa ceva? Adică era atât de îndrăzneață ideea mea, înțelegi, încât i-a șocat pe toți. Vorbești de echipa asta doar de partea de imagine? Nu, eu vorbesc de un spectacol de teatru. Ah, un spectacol. Actorii practic au zis treaba. Actorii s-au crucit ce trebuie să joace, știi? Așa de exagerată era textul. Și ascultă-mă despre ce era textul. Era înainte de pandemie, era despre o pandemie. Băiatule, pe cine am invitat noi aici? Mama Omida. Se dezgheață un ghețar la Polul Nord și de acolo microbul îi face pe toți oamenii să le crească nasurile. Dom'le, și le cresc nasurile așa de mult până le mănâncă toate vitaminele din corp și ei mor. Cad în nas. Cad în nas, înțelegi? Și de fapt, acțiunea se petrece în 2050, pe vârful Everest, pentru că acolo este singurul loc din lume unde mai e pământ, că restul s-a topit din cauza încălzirii globale, s-a topit tot. Și acolo există câțiva oameni. Unul este președintele țării, una este prima doamnă, care e și ultima doamnă, că numai așa. Una este bețivul țării sau bețivul satului, cum ar fi. Una este singura fată cu nasul mic din lume, pentru că restul jucau cu nasul. Trebuie să joace cu nasul pus, știi? Și fată cu nasul mic. Nu am vrut, s-au speriat ăia, dai seama că n-au citit textul. Și vedem. Și trebuia să facă următoarea chestie. Asta era o fată cu nasul mic, da? Și președintele țării și cu prima doamnă era fata lor, care se născuse întâmplător cu nasul mic. Și era Elon Musk. Care era chiar Elon Musk. Adică care a reușit să-i salveze doar pe ăștia. Ăștia care erau niște români și s-au pierdut într-o peșteră în România. Și pentru că s-au pierdut în peșteră, pe ei nu i-a afectat să-i omoare așa de grav. Și i-a prins mai târziu microbul. Ăsta a descoperit că totul se face cu dexametazonă. Se rezolvă treaba aia, dar ideea e că dexametazona asta nu trebuie inhalată. Trebuie făcut altfel, trebuie făcut clismă cu ea și... Prostă, și deci... Ai, Doamne, mai capă! Și acțiunea se petrece în 2050, unde Elon Musk a făcut o mașină a timpului, folosindu-se de un flux energetic al unei comete care trece pe lângă Pământ, o dată, one time, și aduce... doi oameni din 2020 cu nasul mic, înțelegi? Ca să facă, perpetueze specia cu oameni cu nasul mic, cu fata cu nasul mic. Și doi români, mă, frate. Da, și aduce doi oameni de la... I-a găsit în față la... Doi dași liber, practic. Nu, i-a găsit în 2020 în față la Notre Dame. Unul cânta la acordeon și unul făcea albaneac. Și acum, când se face toată piesa asta de teatru, începe probleme, că prima doamnă nu e de acord să se căsătorească cu ăsta, că e țigan. Înțelegi? Și așa mai departe. Și despre asta e spectacolul. Și colegii mei au zis că e o leacă cam...
Șeful. Ați luat o razna, șeful. Ne-a mai, nu ai mai jucat. Ne-a mai jucat, ne-a mai băgat așa cu tine, da, în chiar... tot felul de chestii, dar aici nu... Everestul Notre Dame, da, și cu țigani. Așa, tot textul, s-au uitat unul la altul, ăștia care erau mai rușinoși au plecat la veciu. Al alții au zis... Bă, nu putem să facem așa ceva. Și de aici am zis... M-am gândit că o să fie. Eu m-am gândit de acasă când am scris toată trăsnaia, că e o trăsnaie, adică e în primul rând e o convenție care trebuie dusă până la capăt. Oamenii și chiar care trebuie să intri 100%, că altfel nu funcționează. În scenă mare. Iar fi fost o comedie foarte bună, dar trebuie cu curaj, da, și trebuie un regizor care să aibă credibilitate. Eu încă n-aveam credibilitate pentru ei ăștia, adică ei încă spuneam, tu ești nebun, asta e o tâmpenie, cum să jucăm așa ceva? Și să am închis textul și să ziceți voi ce text să facem. Hai, propuneți voi. Și cineva a propus Perfetezii Cunoscute, știi? Văzusei filmul? Nu. Nu știai despre ce e vorba. Auzisem însă, că așa, că așa. M-am dus acasă, m-am uitat și am zis, gata, hai, l-am dactilografiat, cum se zice, l-am adaptat de pe net, am repetat, am apucat să dăm o reprezentație și a venit pandemia. Și în timpul ăsta eu am căutat să cumpăr drepturile de autor. Ca să faci film. Ca să fac, nu. Ca să joci piesa. Ca să jucăm piesa. Că așa era, nu trebuia, da, să da, așa. Am zis, când s-o termina treaba asta cu pandemia, să avem drepturile, să nu știu ce. Dom'le, unde sunam să cumpăr drepturile pentru teatru, ei îmi dădeau drepturile pentru film. Că nu e la noi, că nu e la noi. Cu italienii ăștia nu poți să te înțelegi. Italienii ca vorbesc turci, italiană, ca mă, n-ai ce să vorbești. Nu, nu, ei nu știau să spună. Dom'le, nu e, nu e la noi, nu, noi nu ne ocupăm cu drepturile de teatru. Și ne dădeau tot felul de numere de telefon. Am găsit tot felul de oameni din Europa care jucau, de exemplu, în Danemarca, textul ăsta pe scenă. Și când i-am sunat să întrebăm de unde au cumpărat drepturile, s-o speria că ei jucau fără drepturi. Danezii joacă fără drepturi, păi asta e încă una. Toată lumea a jucat fără drepturi pentru că nu le găseai. Chiar nu găseai, era foarte greu. Ei au o entitate din asta care se ocupă de teatru și una de film. Asta cu, aia cu filmul nu-i interesat deloc. Partea cu teatru nu avea treabă. Dar nici nu interesa să ne ajute. Și atunci, la un moment dat, după multe întrebări, ne-a zis, bă, dar astea de film cât costă? Și așa am ajuns la textul ăsta. Și drepturile pentru film au fost câteva zeci de mii. Eu am povestit lui Ștefan Hilerin, producătorul cu care făcusem acel pilot. Uite că eu deja am repetat, deja am dat o reprezentație, rupe textul ăsta, rupe. El se juca undeva, se mai juca la un alt teatru și zic, rupe textul ăsta. Hai să-l facem, hai, dar trebuie să cumpărăm drepturile. Am eu pe cineva. Și m-a prezentat unui domn foarte onorabil pe care îl respect pentru că face treaba asta. Îl cheamă domnul... să puțin, doamne. Florian Baltă, care este medic oftalmolog și nu are nicio legătură cu treaba asta, dar e pasionat de cinematografie și are un băiat care este regizor. Și i-am prezentat proiectul verbal, așa cum vorbesc cu voi aici. El a zis, eu am văzut filmul, îmi place foarte mult, vă cumpăr scenariu. Și din momentul ăla, eu n-am mai putut să... Eu n-aveam niciun ban, îți dai seama, n-aveam nimic. Deci pur și simplu a cumpărat drepturile pentru scenariu. Pur și simplu ne-a cumpărat drepturile prin vorbe, așa, eu cu Ștefan... A vrut să vă susțină să eu faceți filmul ăsta. Eu cu Ștefan Hilerin am fost la el acasă, am zis că vrem să facem asta, i-am arătat ce am mai făcut înainte, a zis, vă cumpărăm drepturile. Bine, cumva și prieten cu Ștefan de Hilerin, adică nu era chiar așa, am venit de pe stradă. Și din momentul ăla a început agonia, nebunia, pentru că eu aveam drepturile și trebuia să fac un film, dar n-aveam niciun leu, nimic, niciun ban n-aveam. Și am cooptat niște oameni în jurul meu cu care am început să strângem bani, adică a fost la început Romanian Artist Agency, adică agenția cu care lucram eu ca actor.
Și a reușit să convingă pe niște oameni că, uite, se face un film și e nevoie de niște bani și se poate să apară o apă pe masă, un vin, o plasare de produs, știi? Și așa mai departe. Și s-a muncit foarte mult, pentru că lumea nu se aruncă așa să investească în filme. E foarte greu filme, să faci un film independent, să produci, da. Să investești într-un film independent în România, este aproape imposibil. Aveai un timp limit în care trebuia să te încadrezi? Nu, dar, sau... știi, nu. Știi care a fost toată faza? Eu am vrut să-l fac repede ca să prind totul mult mai la îndemână, pentru că era pandemie. Filmul era ușor de făcut, în sensul că era totul într-o casă. Într-o locație. La o masă, da. Și în pandemie... Unde puteai să te duci să filmezi? Pe străzi? Erau toți blocați, adică echipamentele erau la jumătate de preț, oamenii la jumătate... Da, păi nu s-a făcut nimic în 2020. Voi în 2020 ați filmat. Acum, în 2021, în ianuarie și februarie. Aha. Da. Adică pe 9 ianuarie am luat drepturile, pe 18 februarie eu m-am apucat de filmat. Deci au zis aia că sunt nebun. Și în vară am fost cu filmul Latif. Da. Adică chiar au zis că sunt nebun. Au zis că nu ești sănătos la cap. Dar a ieșit un film foarte, de care eu sunt mândru, în primul rând, că dovada este că am fost primiți la TIFF, că am deschis TIFF-ul, că au fost 2500 de oameni în Piața Unirii, după care om vedea acum cum o să fie primit când o să intre pe platforme, pentru că în cinematograf am avut nenorocul să-l lansăm în pandemie. Eu am zis că am fost pe val tot timp. În primul val am găsit textul, pe al doilea val am cumpărat dreptul, pe valul 3 am filmat și pe valul 4 l-am lansat. Da. Dar trebuia să-l lansăm, pentru că noi nu avem tipul ăla de film făcut cu CNC-ul. Noi avem tipul de film făcut cu publicitate și știi cum e la publicitate. Banii din anul ăla trebuie justificați în anul ăla. Noi am luat bani în 2021, trebuia lansat filmul în 2021. Și atunci nu puteam să ținem filmul, că îl mai țineam în sertar până trecea pandemia. Dar ține, știe, dacă nu vine Elon Musk, crește nasul. Ai păstrat aceeași echipă pe care ai folosit-o în teatru? Adică, mă refer la textul ăsta. Nu, n-am păstrat aceiași actori din teatru din mai multe motive. Pentru că și acolo își spun cuvântul mai mulți oameni. Adică își spune cuvântul și ăla care îți dă bani, și producătorul, și așa mai departe. Și au fost o parte dintre actori din teatru, o parte care au fost noi. Uhum. Și ați făcut un casting sau ați ales cum? Nu, au fost oameni pe care îi știați oricum. Știam și pe care am mizat în primul rând pe actori. Am vrut să fie un film cu actori, pentru că eu vreau să lucrez în viața asta cu oameni care câștigă din meseria asta. Care își câștigă existența din meseria asta. Actori profesioniști. Nu știu, profesioniști, neprofesioniști, dar asta oameni, fac în timpul, asta fac în timpul, toată viața. Fiecare zi exersează, urcă pe scenă și își consolidează cum ar fi mintea și toată percepția lui pentru meseria asta. Faptul că cineva a terminat un ATC-ul acum 9 ani și n-a mai jucat de nou 9 ani, e profesionist? I don't know. Și dacă el e cântăreț, de exemplu. E un cântăreț respectabil, tot respectul, dar nu e ca și cum mi dai un saxofon acum și mă las jumătate de oră și eu cânt la saxofon. Dar ai ști să cânti? Că... Păi dacă așa, cum joacă în film? Toată lumea zice că, bă, gata domnule, hai că jucăm, ia-l pe ăla în film. S-a propus, ia-l pe, nu știu care, prezentator sau în film. A, pentru pe prezența, da, pe da, cunoscut, faptul că este o vedetă în general. O secundă, că meseria asta sau filmul pe care vreau să-l fac eu are nevoie de niște actori profesioniști. Hai mă, că ce, că imediat, adică învață textul. Nu, stai puțin că eu nu fac așa. Eu vreau să fac un film, chiar un film, adică să se cheme film, să fie... Și am nevoie de oameni care exersează meseria asta. Da, și am ținut Morțiș să fie așa. Și au fost până la urmă Andreea Grămoșteanu, Leonid Donic, care îi fac împreună o pereche extraordinară. Adică acolo zici că s-au pupat. Cred că ar trebui să mai joace împreună oamenii ăștia. Vorbesc serios. Deci, și zici că soț, soție,
făcuți să joace unul sunt cu celălalt. E vorba de trei cupluri, fără să dăm spoilere, da. Și așa e vorba de trei cupluri. Da, putem să dăm spoilere, că nu e problemă. Este prietenul meu, Adrian Ștefan, împreună cu Ada Galeș, un alt cuplu, și este Gabi Răuță, Alexandru Conovaru și Anca Dumitra. Ăștia sunt actorii care joacă în, așa, pentru că cu o parte dintre ei eu jucasem, și pentru că o parte dintre ei au apărut, ca să zic așa. Da. Au apărut. Adică și echipa de filmare a fost cea de care echipa spune. Echipa de filmare a fost cea, nu neapărat cea de acolo în totalitate, dar a fost directorul de imagine Zoran Simulov, Ștefan Hilerin cu această cu producția și cu toată treaba asta cu echipa. Eu am fost producător pe partea de creație, adică m-am ocupat de actori și de plata lor. Da, da, și asta e foarte important. Da, 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 da. E încă e important, da. Adaptarea scenariu, regie și toată treaba asta. Dar cel mai important a fost că toată lumea a pus mână de la mână, s-au luat cele mai bune echipamente, am filmat cu două camere RED și am scos un film la o calitate, cel puțin tehnică, impecabil. Am lucrat după aceea în post-producție cu Chainsaw, care sunt profesioniști de-a dreptul, și am mers în continuare spre vânzare cu filmul împreună cu Alexandru Harșani, care a devenit și el producător alături de noi, în sensul în care eu m-am trezit deodată cu un film și ce facem cu el? Nu știam cum să-l vând. Și am înțeles că îl dai unei case de distribuție și casa de distribuție îl dă la cinema. Iar de la cinema primești numai 40%. Cinema o oprește 60% în general. Aia 40%, jumate ți-a casa de distribuție. Corect. Și la tine ajung 20% după ce se opresc toate cheltuielile de promovare. Și am zis, hoi de capul meu, păi nu fac eu o casă de distribuție din asta. Și mi-am făcut casă de distribuție și mi-am distribuit filmul singur, da. Nu pot să cred. M-am dus la cine, ce peste noapte, mi-am înscris așa, mi-am scos cod caen de distribuitor, m-am băgat, am zis, măi, l-am adaptat, da, l-am regizat, da, l-am produs, da, l-am stat la montaj la el, da, băi, trebuie să-l și vând, hai. Și jur, după ce am prins încredere, de fapt, de la TIFF. Că eu am oamenii trebuit, au reacționat foarte fain la TIFF. Au reacționat oamenii la TIFF și mai mult decât atât, Tudor Giurgiu și Mihai Kirilov au fost oamenii care mi-au zis da, poți să vii la TIFF cu filmul ăsta. Adică Kirilov... Te-au validat. Da, și Kirilov chiar mi-a spus cuvinte frumoase despre acest film și a dat și o declarație în presă. Dar aveam încredere. Din cauza asta am zis, bă, cumva trebuie să fac să-l vând. Și într-adevăr, doamna Oana Stoienescu, de la Roimaj, care conduce una dintre cele mai mari case de distribuție, mi-a zis, eu îți iau filmul, dar la mine sunt multe filme, adică eu am 100 de filme, blockbuster-uri, nebunii. Eu dacă îți cheltui banii de promovare pe afișe, pe bannere, pe aia, rămâi fără niciun leu. Și n-am timp să-l customizez, că să fac special pentru tine. Trebuie să ți-l faci și tu. De ce nu-l vinzi tu? Poți să-l vând eu? Păi da. Faci firmă? Da. Beculețul. Bing. Și uite că mi-am făcut Versatile Distribution. Versatile și Mefistofelii, ca să fiu pe la capăt. Păi n-ai ce să faci acum, trebuie să continui, dacă da, tot ai, trebuie să mergi înainte. Am învățat toate nebunile astea. Am învățat că firmele se trimit în țară pe hard-uri, de exemplu, nu poți să le trimiți așa pe... Am învățat că trebuie să cumperi câte cinematografe sunt în țară, atâtea hard-uri. Exact. Că ele au niște coduri. Că trebuie să trimiți filmul la Cluj și dacă are Clujul 24 de țări în mall, tu trebuie să dai niște coduri pentru 24 de țări care să coincidă cu 24 de coduri de la tine ca să nu se fure filmul, să fie exact. Potat.
Și am învățat să cumpăr harduri și să facem DCP-uri cu chain să împreună. Și am înnebunit, trimiteam harduri în țară. Acum am început să vină înapoi, știi? Am acasă un teanc de harduri. Da, dar acolo poți să păstrezi o copie și restul le rescrii pentru celelalte filme pe care le vei distribui. Da, da, normal, normal. Ei, asta e ideea. Chiar mi-a venit un alt film din greșeală acasă. Vorbesc o altă idee, nu? În timp ce nu vorbea... mi-a venit un alt un hard... Un art de la alt film. De la alt film românesc, da, unii colegi, da. Dar n-ai ce să faci cu el, că e criptat. Toate sunt criptate, adică degeaba îți vine, știi? Au greșit. E așa că o copie a filmului tău este în altă parte. A, frate, o copie a filmului meu este în altă parte, da. Am învățat și asta, să-l vând. Nu știu dacă am reușit să-l vând, că nu prea am vândut, știi? Adică e ca și cum ai fost. Da, am fost și... N-am fost. E, asta a fost. Adică am încercat să-l vindem, dar am nimerit fix în pandemie. Adică exact când s-a dat chestia aia cu certificatul, lockdown. Cu lockdown-ul. Mm-hmm. Noi am avut premieră în joia aia și la 12 noaptea s-a dat toată nebunia. Da. Dar am învățat foarte multe din chestia asta. Cât de tare îți dorești acum să scrii un scenariu și să-l și regizezi? Acum știu tot drumul. Știi tot drumul? Asta e, știu tot drumul. Adică știu inclusiv, s-au mirat cei din exterior că am reușit să bag filmul în cele mai multe cinematografe din țară, adică chiar ca o casă de distribuții mare, pentru că de obicei cei mici bagă în câteva orașe. N-am băgat în toată rețeaua de la Cinema City, în toată rețeaua din Cineplex, în toată rețeaua din Happy Cinema, în rețele de cartier, orașe, cinematografe independente. Adică m-am dus ca nebunul, adică nu contează. Mergem până la capăt, vedem ce iese. Și... treaba este că din cinematograf, dacă nu vine lumea și nu ai o perioadă bună, să prinzi o perioadă bună, nu scoți bani din cinema. Un film românesc nu scoate bani din cinema. N-are cum să scoată bani. Și noi am prins și valul ăsta. Și acum mergem mai departe, că filmul o să apară pe platformă, o să vedem ce se întâmplă mai departe. Și îți dorești să continui pe partea asta? Da, îmi doresc să continui pe partea asta, pentru că între timp am prins și drag de producție. Dar știi de ce am prins drag de producție? Am prins drag că poți să pui oameni minunați împreună și numai tu, ca producător creativ, poți să faci chestia asta, știi? Altfel, ești obligat, forțat să lucrezi cu cine nu se potrivește acolo. Trebuie să faci niște compromisuri, practic, pe care... Da, sau nu se fac. Pur și simplu, adică nu se fac proiectele respective. Adică eu am în cap acum niște actori care, dacă i-aș pune împreună, ar... e și o chestie minunată, și cu un regizor. Adică am în cap un proiect pe care dacă îi pun pe oamenii ăia împreună să lucreze, eu cred că este ceva fenomenal. De asta începe să-ți placă producția de film, așa cum o fac eu. Pentru că voi poți să fii și producător de film ca să faci bani, că sunt, na, e o industrie până la urmă. Dar nu se fac bani în România din asta, eu nu știu despre ce vorbim. Da, nu se fac bani în România. Se fac bani în sensul în care se fac până termin filmul de făcut. Adică se iau bani de la CNC și faci filmul cu bani de la stat, normal. Adică da, îți încasezi salariu, cum ar fi. Îți încasezi salariu tu și vreo 2-3 din jurul tău. Restul stau pe niște sume așa, modice. Dar acum, în timpul pandemiei, chiar e o problemă foarte mare, că nu se mai lucrează, foarte puțin se lucrează. Da. Și aici a fost intervenția lui Harșani, pentru că el a venit cu toată experiența și tot calmul lui și a reușit să ia filmul de unde era, adică de nicăieri, și să-l ducem, să facem cu el ceva. Adică să-l, totuși, până la urmă, o să aibă, o să fie ok. Eu când am venit în București, asta se întâmpla în 2004. Da. În 2004 și aveam un prieten pe care îl chema Toma Soare. Îl știi pe Toma. M-am întâlnit acum cu el. Chiar acum, chiar nu? La TIFF a fost. La... Ce tare. La eu nu l-am mai văzut de ani de zile. Da, la TIFF, când a fost Q&A, m-a venit un băiat la mine. Zic, Toma, ce faci? Exact. Da. Eu și băiatul ăsta, Toma, am făcut același liceu în Sinaia. Amândoi eram pasionați de actorie și de poezii. Și mă rog, și el fiind cu un an mai mare, a dat la vremea respectivă, a dat la
Spiru Haret, mi se pare, a și intrat deci la facultate particulară și după aia a început să facă și stand-up și a făcut un pic stand-up, practic a prins exact începuturile stand-up-ului. Știu că și tu în perioada aia ai fost printre pionierii. Am fost primii chiar. Ai fost printre primii. Nu am fost printre, am fost primii. Primii, da. Noi am fost primii acolo când, ca să înțelegi cum a început stand-up în România. A început așa, Radu Gheorghe a venit din America după ce a stat o perioadă pe acolo cu ideea asta. Și a venit la cine? La Dan Chișu, care avea cafeneaua. Și a zis, hai să facem treaba asta. Bun, hai să facem. S-a scris un anunț pe o ușă și a zis, hai să mergem acolo. Și cine a mers acolo? Eu cu Bobonete, care stăteam în aceeași casă. Că Bobonete stătea la mine acasă. Și am mers acolo. Bineînțeles că printre alții mai erau câțiva, dar dintre cei care au rămas, nu, Vio nu era încă, Costel l-am adus tot eu după aia. Deci dintre cei care au rămas, cred că numai eu cu Bobo. Eu am fost atunci la primele probe. Și ne urcam așa pe scenă la Cafea Deco și spuneam niște glume. Bineînțeles că erau proaste, rău de tot. Adică erau de început. Erau de început. La un moment dat erau niște oameni la o masă, țin minte, și li s-a zis, vreți să rămâneți la stand-up? La ce să rămânem? La stand-up. Ce? Ce e aia? Păi o să vedeți un spectacol, nu știu ce, nu știu cum, ce trebuie să faci? Trebuie să dați 10 lei. Pinti, nu asta, așa. Și am început cu glume și ei se uitau și se uitau unul la altul și nu înțelegeau că ei, adică nu se semăna nici cu Divertisul, care vorbeau doi între ei și erau glume cu nu știu ce, nu se semăna nici cu Dora Octavia Dumitru, care venea cu Băscuță și cu nu știu ce și cu un personaj, nu se semăna nici cu Naia Răzărescu cu Vasile Murar, adică ce e asta, mă, că noi n-am văzut așa ceva. Și la urmă au făcut așa. Ba, bine că au făcut, bine că nu v-au scos în șuturi. Încetul cu încetul a luat amploare și eu n-am mai avut curajul să fac, recunosc, pentru că e un gen foarte greu. Știu că aveai emoții, te-am mai auzit vorbind despre deci treaba asta, aveai emoții foarte mari. Aveam emoții mari, pentru că cu ce se rădea săptămâna asta, nu se rădea deloc săptămâna viitoare. Doi la mână, n-aveai niciun partener, niciun sprijin, niciun nimic. Tu nu te sprijini pe nimic acolo, adică nu ai nici măcar partener, nici măcar text, să zici că ăla e de vină cu textul, nici măcar regizor, nimic, ești tu cu tine, e greu, e un stil greu. Plus că oamenii sunt beți. Și că sunt beți, aruncă cu scrumiere, aruncă cu tot ce prind după tine. Știi? Ți s-a întâmplat să fie agresiv? Nu, dar știi că li s-a întâmplat unor colegi, nu? Știu că Costel la Timișoara sau la Arad a primit o scrumieră în cap sau ceva de genul ăsta. O sticlă de sau bere sticlă în cap cineva, sau ceva. Da. Adică și eu intrând la serial, pe mine nu m-a mai interesat nici financiar și am zis, băi, nu mai fac. Un an am făcut, dar sporadic și mult mai prost decât ceilalți colegii mei. Adică ceilalți colegi au început să fie foarte buni și cred că am zis, opa. Nu, eu aveam un alt stil, eram, în primul rând, nu juram pe scenă cum înjurau ei și ei aveau succes. Eu nu juram, n-am putut să fac asta cu glume vulgare. Și doi la mână, mergeam mai mult pe improvizație decât pe texte foarte punch, line-uri scrise, știi, înțelegi? Și de asta da, improvizația nu prea e foarte bună, te ajută nemaipomenit să ieși dintr-o situație, dar îți trebuie un traseu bătătorit că trebuie să știi. Aveam niște linii, dar nu erau așa cum trebuie, adică nu era scris. Nu erau cum sunt acum scrise în textele de teatru, adică unde faci pac 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 se râde, pac 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 se râde. Știi, ca la sitcom. Că probabil și de acolo mi-a venit școala asta cu sitcom-ul, cu glumele, pentru că Andrei Boncea mi-a dat să citesc o grămadă de chestii, să mă uit la o grămadă de filme. Cum făcea Andrei Boncea? Uite-te la asta, două luni. Și am învățat foarte multe despre treaba asta cu sitcom-ul. Adică comedia de situație nu e neapărat nevoie ca personajul să fie nu știu cum, știi? Și am mers mult pe treaba asta. Adică oamenii, cum era, asta s-a folosit mult la Divertis. Adică omul foarte serios, dar situația era de așa natură sau ce se discuta, subiectul era atât de imbecil încât lumea n-avea cum să râdă. Să nu râdă, știi? Da. Acum, după ce ai acumulat atâta experiență pe partea de scris, te-ai
gândi să mai încerci să mai faci stand-up sau e, nu, e total... Nu, 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 Doamne. E departe de tine gândul, nu? Nu, Doamne, feri, nu trebuie stand-up. Nu, Doamne, ferește, nu, nu. Îi admir, îi respect, bravo, felicitări pentru toți colegii, dar nu, nu, nu aș face așa ceva. Și e greu cu scrisul, știi de ce? De ce zic eu cu scrisul? Pentru că scriitor, scenarist, se numește ăla care se trezește în fiecare dimineață. La ora 9:30 își pune cafeaua, mănâncă un ou și la 10:05 este în fața mașinii de scris sau laptopului și zi de zi scrie. Până la ora 2, când ia o pauză, mănâncă 2 ouă sau ce mănâncă și după masă iar scrie. Rutină. Și în fiecare zi el face acest lucru, iar creierul tău învață, cum spune despre actori. Aici sunt eu un impostor acum. La treaba cu scrisul. Pentru că eu făcând atâtea lucruri n-am timp să antrenez creierul ăsta zilnic, în fiecare dimineață să se gândească la situații, la personaje, să scrie, să facă exercițiul ăsta zilnic. Și atunci se creează un anumit mecanism în creier. Dacă tu un an de zile, 2 ani de zile, 3 ani, tu de la 10 la 1 scrii, ei, gândește-te că se întâmplă ceva în creierul tău, nu? Niște conexiuni continuu, adică continuu. Și atunci, asta e meseria de scriitor sau de scenarist. Ce facem noi este scriitor de ocazie, adică n-avem ce să ne facem și facem noi, știi? Adică nu găsim prin altă parte și scriem. Bun, noi. Și ai și, poți să se întâmple și ai și o idee care ție ți se pare, chiar pe care o vezi, da, sau da, o da. Situație pe care ai văzut-o și bă, asta are potențial să poți să o dezvolți, să iasă ceva din ea. Da, da, da. Nu neapărat să ai rutina de a scrie sau să faci chestia acum, asta. De exemplu, vreau să mă reapuc de scris, că să dăm pauza asta. Și e foarte complicat, adică creierul refuză total. No. Am citit undeva la un moment dat că când încep, un scenarist când începe să scrie, găsește tot felul, deci să repare masă, șurubelul de la scaun. Absolut, absolut. Că s-a cum eram, și, aici, cum eram noi în școală, când trebuia să facem tema, găsim... Da, bineînțeles. Da, da, deci exact. De retuși cum... prin casă, chestii care n-ai fi făcut nici să te piși cu ceară. Draperia, da. Cum trebuie, numai de scris să nu scrii. Cumpărături. Mi s-a întâmplat de zeci de ori să mă pun la să stai 4 ore și să ștergi tot, să foaie goală, îmi dai save asta. Da. Și ai așa vreo, ai vreun proces, adică te ajută niște chestii, nu știu, să te duci în parc sau hai să spun o chestie, dacă asta n-am spus-o eu, am citit-o undeva, dar nu mai știu unde. Dacă de citit poți să citești oriunde, în tren, în mașină, în, nu știu, la un bar, oriunde, de scris nu poți să scrii oriunde. Există un anumit mecanism, adică acolo trebuie să fie cumva. Bineînțeles că sunt și scriitori care au ajuns în timp ce nevastă să face ciorbă în bucătărie, la măsuța aia au scris opere și așa mai departe. Dar chiar și ăla era un obicei, era o anumită liniște. Deci tu zici că îți trebuie neapărat un ritual? Un ritual, da, îți trebuie. Nu neapărat un ritual, dar nu poți să scrii oriunde. Adică nu poți să iei laptopul acum și scrii în tren. Tu că ai o idee. Nu, trebuie să te pui la masa de scris, să fie liniște să știi fără că, mașini, să știi fără că n-ai treabă, să știi că ai toate facturile plătite sau că n-ai niciuna și să te apuci de scris. Poți să scrii și la comandă așa, hai că trebuie să scrii până mâine un episod. Am mai făcut și asta, dar e urât. Adică prima lege a scenaristului este să nu scrie pentru bani, că se simte. Și a doua lege este să nu predea niciodată scenariul la timp. Dar știți de ce? Nu. Ca să nu pară ușor. Da, la asta nu m-am gândit niciodată. Am eu niște colegi de-ai mei care tot timpul, dacă asta era, să zicem, deadline-ul azi la 2, băi, era ceva, nu două, când, băi, ce-ai scris, ce niciodată nu era la tine. Dar asta e legea clară scrisă. Ci că băi, dacă trebuie să-l predai pe 21 iulie, tu pe 20, ce reamânare? Spune o chestie, băi, totul e perfect, dar ceva nu se leagă, ceva, mai am nevoie de 2 zile. Și producătorul, toți am văzut, zice, bă, ăsta e implicat aici. Ăsta rupe. Da. Și tu stai acasă, te uiți la sigur. Mai grav e când stai acasă și habar n-ai ce trebuie să scrii. Și în alea două zile, nu știu, îți vine ideea aia mare. Da, am pățit și asta cu
cu trebuia să scrii și pentru Florin Călinescu, care da, adică blocaj total, Florin nu? Călinescu nu vorbește cu tine la telefon așa, ai scris sau nu ai scris, iar dă cu capul de dar știi cum mai e o procedură, americanii au ți se dă o casă cu piscină, cu vilă, cu tot, cu femeie care face curat, cu mâncare, cu bucătăreasă, cu tot, 21 de zile. Tu trebuie să scrii câte 6 pagini pe zi. Dacă o să cotești o zi de acomodare, 6 pagini pe zi. 120 de pagini, da? Da. 6 pagini pe zi, 120 de pagini, 120 de minute. Exact. Exact. Și ai predat scenariul și tu te-ai dus acasă, ai plecat. Nu te mai interesează ce facem noi cu scenariu. A fost cumpărat din stat. Ce facem noi cu film. Nu. Știi de ce? Pentru că după aia te va durea când eu o să tai nu știu ce. Și eu fac ce vreau. Eu ți-am dat ție o poveste. Fă-mi alea de B, de categorie. Niște vampiri într-o pădure, nu știu ce. Hai, 21 de zile. Ai tot ce vrei. Masă, ca atâția bani. Scrii ca un roboțel, ai predat scenariu și ai și dispărut în ceață. Și vine următoarea categorie. Ăla care lucrează pe dialoguri și vede că dialogurile astea nu sunt bune și nu știu ce. Și vine următorul, doctor de scenarii, care poate să zică ăla nu e implicat deloc, vine și taie tot, jumate de foi, 6 foi și așa mai departe. Bine, nu în ordinea asta, dar zic cum se lucrează, dacă vrei, industrial, în industrie, nu creativ ca la ruși, adică hai să filmăm 9 ore ca să facem un film de o oră jumate, că vedem noi ce tăiem. Da. Noi avem și niște rubrici aici și Silviu știe mai multe despre ele pentru că sunt rubricile lui. Da. Este interesant că avem de a face... La el e un caz care ți se aduce pe tavă, știi cum ar veni. Uh-huh. Pentru că la tine e destul de simplu. Am vrea să obținem de la tine un discurs de 60 de secunde în momentul în care primești un premiu foarte mare. Acum, fiind pe tavă, adică poți să fii și pentru actor, și pentru regizor, și pentru producător, iei un Oscar pentru filmul pe care l-ai asta făcut. Asta o să fac imediat, dacă vrei. Te rog frumos, de ce ai 30... Bă, cronometrează tu sau ceva? Bun. În primele 30 de secunde o să-i mulțumesc doar soției mele, care mi-a zis tot timpul să-i mulțumesc, pentru că am văzut un film împreună în care cineva, după un premiu, nu-i mulțumea soției, a uitat și a fost un mare scandal. Și, într-adevăr, primul om căruia uiți să-i mulțumești este, de fapt, omul care e cel mai aproape de tine, soția ta. După care o să mulțumesc celor care au lucrat cu mine și anume Zoran Simulov, care va lucra toată viața cu mine. Dar el știe chestia asta sau doar el tu știi? Știe foarte bine chestia asta. O să-i mulțumesc lui Mălin Cristache, ce mi-a făcut muzica filmului și care cred că o să lucreze la fel toată viața lui cu mine sau a mea cu el, pentru că m-am colaborat extraordinar. Și mulțumesc lui Alexandru Harșani, mulțumesc mulțumesc oamenilor care mi-au făcut rost de bani și să nu uit să mulțumesc și mie care am făcut toate aceste lucruri. Împreună cu ei. Da. Foarte bine. Și aici ne aflăm la Happy Fish, la acest canal de YouTube numit Happy Fish TV. Și să presupunem că acest peștișor vesel este chiar peștișorul de aur care îți poate îndeplini o dorință. Care este dorința ta cea mai ascunsă și cea pe care ți-ai dorit foarte tare să ți se îndeplinească? Să fac un film de autor, repede. Să reușesc să găsesc un subiect care să, pe care să-l stăpânesc atât de bine, poate chiar un scenarist care să lucreze împreună cu mine sau chiar să lucreze el singur, dar de fapt e vorba de un film de autor, un film care să mă scoată din treaba asta în care sunt acum. Ai făcut un film foarte bun, dar nu e al tău. L-au mai făcut 25 țări. Da, asta e. Îmi doresc neapărat un film. Dacă am ajuns să trăim din teatru, că acum eu fac teatru ca să trăiesc, înainte să trăia din film mai bine decât din teatru. Acum e invers. Trăiești din teatru și cu gândul că fac film, știi? Cu sacrificiu, cu scenariul tău, adică scenariul să fie scris de tine. Nu neapărat. Zic, da, să găsesc un subiect, un scenarist, un om care să vină cu un scenariu foarte bun și să se potrivească toate, să se alinieze toate lucrurile, să găsim banii și să facem un film care, de ce zic de autor?
Zic de autor pentru că să nu fie impus, să nu vine cineva să-mi spună fă așa, să fie filmul meu de la cap la coadă, să îl simt. Deci vrei să faci și regia? Da. Păi despre asta e vorba, da. Despre asta vorbim. Da, da, da. O să se împartă viața în pe viitor. Cred că o să fie o parte să ducă spre producție în care caută poate bani pentru alții, pentru regizorii mai tineri și o parte din mine care o să facă doar regie. Așa vreau. Doamne ajută. Peștișor. O vorbim peștișorul, cu peștișorul, da. Domnul Petcu, dumneavoastră știți adresa. Eu am discutat cu peștișorul, el s-a băgat. Da. E foarte mișto că la mulți invitați, când vine asta cu dorința, încep așa, a, dar eu nu m-am gândit sau nu știu, încep din astea ca și cum ar fi aiurea să ai o dorință, dar da. Nu-i cred că nu există un om să n-aibă, mai ales cei creativi. Trebuie să, băi, ceva... Păi dacă am vorbit despre asta, e despre asta, clar, eu în primul rând nu merg în vacanțe, mie nu-mi plac vacanțele, eu nebunesc în vacanțe. N-ai deci răbdare. Nu, când ajung în vacanță, mie mi se pare că toți la București fac filme, scriu, fac piese de teatru, fac tot felul de chestii și eu stau ca prost în vacanță și îmi pierd timpul. Băi, nu, și nevastă mea stă o lună și jumătate cu copiii la mare, la 2 mai, pe plajă, la rulotă. Și eu mă duc 3 zile, vin la București, mă duc 2 zile, n-ai vin stare. La București. Nu poți. Pot nu poți să stai, nu? Nu pot. Deci, pentru mine, cel mai rău lucru de pe pământ, cred că ar fi să mă duc undeva într-o țară foarte îndepărtată, în vacanță. Deci nu pot să cred. Da, vorbesc serios. Nu, deci nu. Să mă gândesc că mai am și până acasă de făcut vreo 22 de ore cu avioanele. Deci, am măcar de la mare, vin repede, sunt în București. Ai fost vreodată undeva atât de departe? Știi, nu fac nimic. Vin la București, dar nu fac nimic. Stau la calculator, dar zic, ia uite, acum mă gândesc la un proiect. Știi? Da. La mare nu mă gândesc la un proiect. E, bate lumea, vine ăla, hai să bem, vine ăla, hai să nu știu ce. Dar nu-i mișto și starea de vacanță? Nu. Da, nu, știi, hai să spun, știi care este cea mai bună chestie, cea mai mișto vacanță este cea în care se combină munca cu vacanță. Eu am fost în Madagascar cu o emisiune, am stat 2 luni. În fiecare zi, în loc să cheltui bani, îmi intrau bani în cont și doi la mână, eram într-o țară străină și îmi făceam meseria, adică, și vizitam. Mă duceam cu, aveam, după ce terminăm jocurile respective, că eram prezentator la niște jocuri din astea. După ce terminam de la 5 dimineața, că răsărea soarele acolo la 5 dimineața a dracului. Așa fac ăia, Madagascar. Fac numai nenorocii, da. Și după ce terminam jocurile alea de acolo, eu cu o echipă de filmare, adică un operator, un regizor, un scenarist, da. Așa, plecam să vedem și să tragem cadre cu diferite chestii. Un copac care o cascadă, nu știu câte sute de ani are, o cascadă. Și mergeam cu o dubă prin Madagascar, gândește-te. Și frumos, aia e fain. Da, în toate satele, la oamenii aia. Și întrebai cât costă berea asta. Și se uită așa unul altul. Adică, în sens, cât dracu să-i cer să le luăm. 5 dolari. Da, da, era cu ari, se cheamă. Ei, aia a fost pentru mine o vacanță frumoasă. 52 de zile, am filmat zi de zi, n-am avut pauză nicio zi, s-a dat odată o singură pauză într-o zi și au zis, hai să mergem la balene, să vedem balene, că erau pe canalul Mozambic, acolo sunt balene. Și spui, dacă mergi la balene, îmbracă-te și tu, machiază-te ca să luăm niște cadre, să spui ceva despre balene. Adică în ziua mea liberă, eu nu. Hai mă, hai. Dar ți-a convenit, adică... Și da. Muncit, a fost și vacanță. Ce frumos a fost la balene, deci din 9 oameni câți eram pe barcă, 11 vomitau. Că la balene știi ce trebuie să faci? Trebuie să te duci să oprești barca și să aștepți. Și aia stă în mijlocul oceanului și face așa, știi? Și face de nebunești, crede-mă. Că balena se lasă așteptată, cum ar veni. Da, au venit o balenă cu un pui, chiar am văzut. Adică chiar sunt balene, nu trebuie să stai la așa liber. Ca la pește, cum stai la noi, duci la pește, stai o zi întreagă, nu prinzi nimic. Nu, la balene am stat, cred că, 15 minute și au venit. Mie mi-era frică să nu sară, frate. Jur că am mai văzut prin fine cum sară pe balena pe barcă, direct. Ei, nu m-am filmat, aia nu. Da, ei, nu m-am filmat. Avem și un chestionar pe care noi l-am împrumutat de la Inside Actor Studio. Uh-huh. Și voiam să te întreb, care este cuvântul tău preferat? Aoleu, aici m-ai spart cu cuvântul preferat. Cred că mă enervează chestia asta când nu citesc o perioadă, începi să folosești din ce în ce mai puține cuvinte. Ați observat asta?
Dacă nu citești o perioadă, începi să... Vocabularul tău se subțiază, le folosești pe asta de rând. Și mai ales că îți formezi automatism. Stereotipuri verbale și începi să... Să le tot folosești. Să le tot folosești și te trezești tot timpul spunând aceleași chestii. Dar... cred că... un cuvânt frumos... dezoxiribonucleic. Foarte frumos. De bun, de bun. Un cuvânt care nu-ți place deloc? Care nu-mi place? Da. Un cuvânt care nu-mi place. Care te enervează. Da, nu, există. Mă enervează chestia asta cu... cum se cheamă? Cu... prefăcătoria, hai să zic așa, știi? Oamenii care... Care sunt prefăcuți. Da, 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 da. Și de aici se naște tot felul de situații. Ce te excită din orice punct de vedere? Ce? Ce te excită din orice punct de vedere? Alegi tu din ce punct de vedere? Meseria, sub toate formele. Sub toate formele. Chiar sub toate formele. Ce-ți tai... Adică, da. Sub toate formele. Ce-ți taie cheful? Oamenii care vor să plece acasă, să termine treaba, să se plece repede. Și it's my man! Da. Oamenii care zic, hai bă, da, hai să terminăm mai repede. Adică, care sparg ușa la fix. Da, hai să plecăm acasă. Adică, știi că Ciulei avea o vorbă invers, domnul Levi Ciulei, da? Zicea, bă, dacă tot nu ne plătesc, hai să ne facem treaba ca lumea. Asta e inversul, știi? Da. De fapt, lucrului pe care l-am spus, da. Care e înjurătura ta preferată? Să știi că nu prea înjur. Adică evit să înjur. Chiar m-am forțat în podcastul vostru să înjur puțin, pentru că se înjură la podcasturi. Dar nu mi-a Serios? Ieșit, ați văzut? Da. Nu prea înjur. Pentru că probabil am stat, într-adevăr, am stat într-un cartier în care se înjura ca lumea. Iar astea ce sunt acum sunt falsuri. Sunt Pepsi, nu? Asta sunt Pepsi, Pepsi. A, uite, să... Pepsi, Pepsi, mama este sexy. Mamă, ce înjurătură, știi, da. Băiatul ăsta? E greuceanu, frate. Greuceanu, da. Care este sunetul sau zgomotul pe care îl iubești? Înainte, desfăcut-o ăla de sticlă de vin, știi? Dar acum nu mai beau. Asta am uitat să vă spun, nici nu mai beau. Alcool. Băi, de ce nu fi chemat pe ăsta? Avem tot felul de invitați. Tot felul de dubioși, dar ăsta chiar... Nu mai beau, nu, nici nu jur, adică... Zic, cum era tot al lui Gheorghe Dinic, povestea era că... ca să ține minte la urmă cât are de plătit să nu-l păcălească ospătarul, punea toate dopurile într-o halbă și la sfârșit număra dopurile și câte dopuri avea, testi cât de vin a băut. un sunet sau un zgomot pe care îl urăști? Ai, bormașina, e clar, asta e poporul român, nu? Dar nu se poate, că asta s-a întâmplat în Madagascar, m-am dus cu filmare Madagascar și ce crezi, că unii la vreo 150 de metri în spatele nostru construiau un hotel și în mijlocul, atenție, acțiune, s-a întors. Asta cu bormașina este, dar n-ai cum, pentru că tot timpul se construiește ceva, nu? Și tot timpul trebuie să folosești această bormașină. E ceva. Vorbești serios, e o filozofie. Suntem înconjurați, da. Până nu o să se ajungă la, ca la chinezi, să știi, torn tot într-o așa, faci ca o din aia de clădite. Luat, de clădite, așa, da? O pastă. Și dormi și ai ieșit casa. Cu gresec, faianță, cu pus mormă, cu tot becuri puse în casă. Ai văzut într-un film asta. Da, bă, asta așa o să fie. Deci, crede-mă, dacă nu, am auzit că au făcut 12 case în 12 ore. Acum, recent. Da, păi mută-te tu acolo dacă vrei. Da, păi nu, dar așa sunt turnate. Deci se face o chestie, se toarnă tot acolo și ea iese cu gresie, cu marmură, cu tot pus. Cu instalații, cu trase, copii, electric, copii, toți. Cu ciorba pe foc. Cu ciorba pe foc, da. O meserie în afară de a ta, în afară de ale tale, pe care ai vrea să o încerci. Avocat. Avocat? Da. Mi-a plăcut de harșele foarte mult. Mi-a plăcut mult. Nu. Mie mi-au plăcut tot timpul filmele cu avocați, cu americani, aia care
pledează, știi, și se ridică și se învârte pe acolo. La noi, ci că dacă ești așa, te pune judecătorul. Dar apoi, băi, treci înapoi la tine, ce te învârți pe aici? Înțelegi? Nu te duci tu... Pledoaria aia finală în care el zice... Da, pledoaria finală, când îl întrebi și îl... Dar noi nu sunt jurați, deci nu are un să plimbe. Da, nu sunt jurați, dar nu are un să plimbe, da. Că e, e alt sistem de, de judecată, dar... Asta, avocatul meu, îmi plăcea. Plus că îmi place să fac contracte, nu știu de ce. Deci eu fac contracte, le scriu, pacă, aici mai bag o clauză, mai aici pe asta o scot, știi? Îmi place și chestia. Și o meserie, la fel, în afară de a ta, în afară de ale tale, pe care sub nicio formă n-ai face-o? Asta de producător care negociază banii cu oamenii, îmi place. Adică omul ăla care trebuie să facă saving, adică să cheltuie cât mai puțin bani. Dar nu asta face orice producător? Băi, producătorul creativ încearcă să-i mulțumească pe oameni, să fie ok. Dar există un producător în echipă care trebuie să salveze bani, saving se cheamă. Ei, ăla trebuie să cheltuie cât mai puțin bani. El are banii pe mână și el spune, ăsta e atât, ăsta e atât. Cum reducem plus, că... Nu, și el... Prieten, cu cât salvează mai mult, cu atât câștigă el mai mult. Înțelegi? Adică și rămâne lui o parte din procentul respectiv. Și atunci devii cumva foarte... Nu-mi place. Nu meschin, e, așa, nu, da. Da, da, nu e ortodoxă meseria asta. Nu știu. Octavian Strunilă, dacă Dumnezeu există, ce ți-ar plăcea să-ți spună în momentul în care vă întâlniți la porțile Raiului? Mamă, ce filme ai făcut! Pe toate le-am văzut! Da. Very nice! Îți mulțumim foarte mult! Da, eu mai vreau să mai stăm, că... Te-ai început, te-ai încălzit, deci, de când am venit la voi, mi s-a terminat bateria la ceas. Așa am stat de mi s-a terminat bateria la ceas. Băi, și nici n-am vorbit ce trebuie, mă. N-am vorbit, da. Păi uite, dacă mai că nu trebuie să terminăm așa, mie mi-ar plăcea, dacă vreți voi doi, bineînțeles, să povestim ce am povestit înainte de a da rec. Pentru că aia am... cu Lipova. Cu Lipova. Eu o să povestesc, dacă se poate, în sensul în care la un moment dat ajungi să joci în locuri în care chiar... Exact despre ce vorbeam noi, despre teatru independent și locurile în care ajungi. Ajungi să joci în locuri în care nici cu mintea nu gândești și nu se poate. Adică am ajuns să jucăm într-un loc unde Leonid Donic a băgat capul și a dat seama că locația respectivă arăta mai rău decât aia care este construită în las fierbinț de un scenograf, știi, ca să arate rău, știi? Asta arăta rău de tot, adică n-avea nimic, nu avea niște scaune, o scenă și două panouri murdare. Dar mai mult nu se poate povesti, pentru că ne jignim pe oamenii de acolo. A fost greu. A fost și greu, a fost și frumos. Domnul Petcu, povestiți locul în care ați jucat. Da, auzind această poveste de la domnul Strunilă, mi-am amintit de începuturile noastre când eram divertis în 1996 în orașul Târgu Jiu, la Casa de Cultură de acolo, și în acel an făceam un turneu în orașele mai mici, să spunem, pentru că era campanie electorală, și am zis că prin mesajul nostru o să fie să ajungem la cât mai mulți oameni în capul lor să se miște țara într-o altă direcție decât se mișcase până atunci. Și am ajuns la Târgu Jiu, am avut cum ne-am dat jos din mașini să descărcăm sculele, că asta era prima chestie, ne-am dus în față, că nu știam în altă parte, iar în față, când intrai în Casa de Cultură, treceai printr-un magazin de mobilă. Deci tot foaierul acelei case de spectacole era un magazin de mobilă. Și am întrebat, zic, și noi cum ajungem la sala? Păi luați și voi așa pe lângă sofa, treceți pe lângă bucătării și după bucătării acolo sus urcați trei trepte și sunteți la scenă. Zic, tata, oamenii cum fac? Păi și oamenii fac la fel. Tragem noi puțin canapele și fotole și să faci așa un culoar și da, nu e o problemă, că nu câți oameni poate să vină. Și, doamne, vin destul de mulți. La pauză să vândă niște canapele. Da, și în fine, ne-au zis, păi scurile, zic, avem boxe astea, microfoane, cabluri, mașini de fum, lasere. E o ușă acolo în spate. Într-adevăr, era o ușă care abia stătea ori închisă, ori deschisă. Era proptită mai mult, nu era altceva. Și am intrat pe scenă
cea mai mare mizerie din viața mea pe care am văzut-o, adică numai tomberoanele nu erau. Da. În rest erau aruncate decoruri de 30-40 de ani, de habar n-am de cât timp. O mizerie de nedescris, dar existau două târnuri din alea cum se foloseau la frunzele de pe alei și alea le-am reușit, am mudat puțin că și cum se cheamă, scena era făcută dintr-un lemn de, bă, parcă era lemn de corabie, adică erau, se vedeau cuiele, era ceva, zic, bă, frate, dar da. Ne-au zis, i-am rugat să mă ia din produsele alea care erau pe scenă puțin mai în spate ca să putem să, dar cât aveți nevoie, cât în scenă, voi cât sunteți, ai 2-3 metri, zic, nu domnule, lăsați-ne 5 metri să avem puțină profunzime, sala avea vreo 10 metri, dar în fine am negociat, am aranjat și la sfârșit vine domnul administrator și zice, bun, la ce oră începe? Păi la 5 și la 7 avem două spectacole. Cum? Și la ce oră dați pauza? Păi nu, noi nu facem cu pauza, la 5 începem și terminăm în 2 ore, 2 ore și 5, 2 ore și 10, cam terminăm, sau poi mai puțin și la 5 și la 8 era așa. Și după aia de la 8, al doilea. Cum adică, domnule, nu faceți pauza? Păi berea și mici când se mănâncă? Zic, care bere, care mici? Ce spectacol. Hai, domnule, terminați cu prostia la vacanța mare, intră lumea cu o bere, cu grătarul, cu mici, se mănâncă tot. La pauză iese lumea, aș face din nou, își mai ia două beri. Păi cum? Vii la spectacol fără să bei, fără să mănânci? Aoleu. Și ne-a dat seama că a nimerit într-un loc greșit complet. Da, dar știi ce? E foarte mișto povestea asta ta, mai ales până la punctul ăla la care pregătești scena, știi? Când totul e trist, că când toată lumea te ia și la mișto, că încă nu știe. Nu știi ce, nu știe care-i treaba cu tine pe acolo. Când începi să-ți vezi, faci curat singur pe scenă, că așa trebuie să faci și pui ea și vine lumea. Și se transformă toată energia aia și omul ăla care la început era hai bă băieți, nu știu ce, ne zice, Doamne, dar eu n-am mai râs așa de... Exact. Așa. Asta e marele câștig. Asta e marele câștig. Și asta e bucuria sufletească și da. Când au văzut și cei de acolo, da. Au venit altfel de oameni în sală. Da. Și au venit fum cu lasere, cu nu știu ce. Era spectacol de umor, dar era altfel de prezentare. Da. Au ieșit toți cu gura ca să așa. Doamne, dar noi n-am știut ce faceți voi aici. Când într-o oră jumate schimbi energia unor oameni. Da, exact. Asta e mai pomenit. Schimbi energia unui loc. Te duce totul prăfuit, căzut, cade, tavan. Am cerut la un moment dat, m-a întrebat, ce aveți nevoie? Zic, am nevoie de o masă. Hai, Doamne! Am întrebat măsuță mică, așa zic, din asta. Păi, da, nu mi-a zis asta, mi-a zis numai de două scaune, mi-a zis. Păi, da, masa aia nu pot să folosesc. Păi, nu, că aia e a mea. Păi... Adică, nu, era o modalitate de a câștiga un șpriț omul. Asta așa făcea el. Așa făcea. El zicea, de ce aveți nevoie? Și tu aveai nevoie de ceva care, sigur, e la lui. Și dacă ți-o dă, da... Bine, domnule, vă dau, dar asta e a mea de acasă, știți, eu am venit cu ea ca să mă vine să stau eu la pauză, stau eu la ea, asta e masa mea. Vă dau, da, na, hai. Ei, omul ăsta, noi jucam cu un coșciug. Știi, un cociu care se făcea din bucăți, pac, pac, așa era, așa. Omul ăsta, până la sfârșitul spectacolului, a devenit alt om, bineînțeles că s-a făcut muci până la sfârșitul spectacolului, și ne-a rugat să lăsăm să facă o poză, cociu. Jur, vorbesc. Chiar că s-a transformat. Eu nu înțeleg ce a fost, adică care era dorința lui, toți ne-am minunat, dar vă rog eu frumos, lăsați-mă. Uite, colegul îmi face o poză în cociu, cum stau eu aici. S-a pus în cociu și a făcut o poză acolo în cociu. Pentru ca să vadă și el cum o să arate la momentul respectiv, că altfel nu va mai ști. Da. Și să le arate prietenilor, ia uitați. Eu ce bine îmi stă. Eu am momentele alea când am mers cu bunica mea să cumpărăm coșciug. Adică chiar am fost cu străbunica mea să-și cumpere singură coșciug. Eu cu un șofer și cu străbunica mea la Cristinești. S-a uitat, ăla nu, ăla da, ăla nu, uite, l-a luat pe ăla, hai să-l ducem. L-am dus, l-a pus în pod și a zis... Acolo, să fie pentru ceasul respectiv. Să vină odată, că nu mai poate. Așa zicea. Să vină moartea, că mă dor picioarele, nu mai pot.
Vezi? Aici, aici ar fi mișto să terminăm, știi? Pa, aici, da, asta e sus. Asta e foarte sus. Asta e maxim. Asta e mă. Dar nu, eu vă felicit pentru emisiunea asta. Mie îmi place cum... cred că vă potriviți așa amândoi. Nu știu la ce te referi? Da, asta chiar nu mi-a mai zis. Da. Da, putea fi împreună, nu, pe da, da, mișto. Da, un boomer și un milenial. Un boomer și un milenial, ce mama dracule. Și asta este, nu avem ce să facem. Mergeți mai departe, baftă. Doamne ajută, bă, mulțumim tare mult de tot. Ai grijă.